sweet and caring. Now cold and calculated. You can't be trusted. You want the world for your own. You want maximum profit. Hello chat. Let's go with Remi Delighere. Let's go, tată. Astăzi schimbăm prefixul, facem 86.000 de abonați, băieți. La cine e Ioana? După îi dăm cu Hellcase? Ionu, salut! Mersi mult de membru, super colimator, Bărbăcariule, let's go! Scrie ceva pe chat, Bărbăcariule. Hai să vedem și noi câte lichide facem repede, 3000 de lichide, let's go, tată! Salutăm și noi toți oamenii care se uită în reluare, Dragomir, Cristian, mersi mult de 15 lei pe super chat, mersi mult, Bărbăcariule, de membru. Salutăm și noi toți oamenii care se uită în reluare la noi și care ne văd de pe recomandate, apăsați butonul de like, subscribe, pentru că vrem să facem repede 100.000 de urmăritori, chemați-vă toate neamurile. Pentru Fonficu să facem 100.000 de urmăritori rapid pe contul Conacu Gaming. Și ne pregătim să ne salutăm și noi cu autopătănțica cea dreacuie. Ne salutăm acum sau ne salutăm la final de roleplay când băgăm Hellcase? Vreți să dăm mai repede, nu? Vreți să-i dăm mai repede? Melodia se numește Maximum Profit, Gloria Tells. Nu dau moderator, calmați-vă. Nu mă mai întrebați moderator. Se uite și mama și bunica și bunicul la tine și ne pișăm pe noi de râs. Pișați-vă pe mine. Bun, are you ready? Cătălin CS, am vrea să nu pice live-ul astăzi, că nu mai dați like, bă frate, nu mai dați like. Vom fi să supără. Uite, deci fiți atenți, avem numai puțin de 2700 de voturi și 2400 de like-uri, ce facem? Uite, până la 3000 de like-uri nu începem. Salut membrii până atunci. Apasă butonul de like. Hai să ne salutăm repede cu membrii, rapid. Salut Adrian SD, te pop, băzdâc, nu ești membru. He he, să nu înjur prea mult că mă uit cu mama. Vorbești pe bune sau ca să știu? Salut Tonica, bună, te pop Florin, he he. Bădei, salut. Te pup, neamțule, pup jos, colacule. Te pupă, fratele. Salut, Pocane, te pup, Adrian SD, Nicușor 7 Gaming, Bădeci, Oana, Alinuș, Andrei Capa, N-K, Octavian. Salut, M-K, M-S. Cănuț, te pup. Lasă-mă, Coceane, că nici tu n-ai. E ok. Nu puteți pe toate platformele. Ioana Manu, te pup, fetiță. Bună seara, Bărbăcariule, mersi mult de membru, super conimator, acolo ți-am dat moderator direct. Hai să ne mai salutăm dacă mai avem membri aici care nu ne-au salutat încă. Și ne pregătim să-i dăm drumul la roleplay, ok? Timi, salut Timi, salut. Două secunde că mi-am dat și eu drumul la telefon ca să pot să văd și eu când fi pe live-ul sau să lăsă Dumnezeu. Puțin membri la salut astăzi.
Încă 300 de lichene și dăm drumul, băieți. Hello, Oana. Hello, Oana. Monica! Hai, la 3000 de lichene a plecat Riveanu. Vă era dor de fond, fi? Credeți că o să mă certe tanța iar? Chat, ce șansă să mă certe tanța? Hai să facem o chestie. Toată lumea care aude acum și care vede în comentarii, rubrica de comentarii, dar nu pe live chat. Și oamenii care se uită în reluare, ia scrieți-mi de la 1 la 10, vreau să văd cât de mult credeți voi că mă ceartă tanța. De la 1 la 10. Cât credeți voi că mă ceartă? 8, 9, 4, 1, poate e puțin, în comentarii, da? Bine, a scris acum, dar să scrieți și în comentarii după ce terminăm, da? Facem engage la clip. Bun, gata sunteți? Avem lichenele? Ne mai trebuie încă 200 de lichene, ce faceți? Hai, hai, vă pup! Mi-am făcut cocktail. Un șuc de mere. Am și un sandwich. Nu există numere? Te cred viața mea. Gata, mă, să-i dăm drumul, mâncați aici curul tău. Că prea mult s-a stat degeaba așa. Și în sfârșit nevasta asta s-a împușat, să pare cu bătul pe treabă, că... Ți-a fost frică, tățico, că-ți dau, nu? Ha, râzi, tu râzi, da? Vezi ce bine râzi cu dinții în gură, ți-am zis eu. Mai bine... Neinteresant. O, că te bati odată, dar te bati și preventiv, fiind aia dracu de femeie. A, păi ah, ce ah! Că mi-am făcut cafea singur dimineață. Lemne și pietre pe tine. Cafea la Ibric sau cum? Cafea la Ibric, am cumpărat-o. Am dat comandă. Unde ai fost, la Peco? Da, fă, am fost la Peco. Ce da, frumoase sunt picioarele astea. Fă, ce ai crescut în curte, înțico? Mi-am pus push-up. Ți-ai pus push-up? Dă-mi față, te pup și eu un pic. Ia, pupă-mă. Ia-mă în brațe, baba mea, și pupă-mă tare rău de tot. Aoleu, miros frumos, nu? M-am dat cu dihor. Eram sigur. Da, fă. Lasă-mă să beau și o cafeaua, mă pun să mă uit și eu la televizor, lasă-mă. Da, uită-te, uită-te la drag. Dar ce vrei, fă, să mă uit la vecina? Că mă și enervezi. Pa, drag femeie, bă, dar nu te mai înțelegi cu ele, mă. Aoleu. Auzi? Fă-i tanță. Da, tu te-ai uitat aseară la film cu televizorul închis? Păi, aseară mergea. Păi aseară mergea, acum nu! Auzi, fii atent. Ce? Să mă epilez. Dacă intri peste mine în baie... Ne futem. Ți-am tăiat-o. Ce, macaroana? Da, da, și spui și floci în loc de-a. Fă-i tanțico, stai, fă așa un pic. Dar tu nu ești, fă, muierea mea? Păi și ce? Păi dacă ești muierea mea, nu trebuie să intru și eu cu tine în băiță? Păi nu, că îmi vezi floci. Ai floci? Păi am, crește. Azi că am văzut ce ai și la corfirea aia, dracu de nebună. Să mănânci chipsurile. Să mănânci chipsurile? Să mă cac în bafta ta. Mă, da, ce are, mă, mâncaia și pula lui? Ia uitați-vă, mă, că nu pornește nebunia asta. Fă tanțu! Tanțicu! Hey! Nu merge, fate, beu! Stai, mă, să văd dacă merge asta aici, aparatul. Fă-mi bag pula în flocii tăi, nu merge TV-ul, lasă-mă. Te-a bat, dracu, nu. Ai schimbat bateriile? Stai că mă uit la baterie acum. Fă! Stai că mă iau la floci. Hai, ia, te lua, te ar dracii pe mați. Mai bine luam un copac și îl creșteam, bonsai de la făceam.
Așa, dă-i pe acolo, pan. Care dai favaiți că te auzi? Pavi! Hei! Vino jos acum! Să vin jos? Jos vino! Hai că cobor! Puteam să urc în sus, ești proasă de puți. De-aia te-am luat fă. Vino. Unde ești? Jos la baie! Aolo! Ce ai făcut? Ți-ai tăiat o buza, pizdi? Ha! O coase-mi, fă, două dracu! Unde ești, fă? Jos, mă, în dormitor. Ce? Fă! Ești dezbrăcată! Final, dracu, de ce am luat la curent? Zi repede! Ce? Fă, tanțo, ești dezbrăcată! Zi repede, de ce am luat la curent? La ce, fă? A rămas neluată. De ce? Uau, fă, tanții, cu ai nebunit, te dracu, dacia! Mă, ei, tu ai umblat la curent. N-am umblat fără nimic, nu înțelegi? Ai ceară în urechi, te pregătești să fii nașă la ceva, botezi, să scutezi banii pe lumânări? N-am umblat la nimic. Mă, fria, dracu, tu te ai dreacu cu mătaia proastă. Zine ce umblat, că mai ce curentul. Fă, ești prasă de puți. N-auzi că n-am umblat? Cum hai să nu meargă eu curentul? Hai că mă duc eu acum să facem, că hai să dacă merge curentul. Fă, ce ratat. A, da, nu merge MTV-ul? Hai că văd eu. Păi, fă, da, puteam să-l mutăm dracu și noi pe transformator și pe astea. M-am pus toate becurile astea aici. Merge? Nu! N-ai plătit curentul? Păi ce să plătească, mă, eu? A, nu, eu l-am plătit, fă. Mă, l-ai plătit sau nu l-ai plătit? Da, fă, l-am plătit. Unde l-ai plătit, mă? Arată chitanța. Bă, e aceea, țin chitanțe. Arată chitanța. N-auzi, fă, că eu nu țin chitanțe, e nebunit, te-ai dreacu, dacia. Adică te ajută la contor. Îți dau, să mă duc să mă uit eu la contor, nu? Să-mi bubuie mie, să mă facă părul măciucă, nu? Și așa n-ai. Sună la Enel, fă. Sună tu la Enel, te-ai dreacu. Sună tu, fă, că eu n-am numărul. Îți-l dau eu. Pe tine probabil te cunosc ea. O cunoaște pe măta. Pe măta o cunoaște și pe tine. Jumătatea de parte. Jumătatea mea? Da. Da? Dacă n-aveai găuzul ăla, te băteam non-stop. Sună fă la Enel că mă uit la televizor cu televizorul stins, ești proastă. Hai că sună acum, ho, ho, căcau, numărul! O, oh, nu, mamă, mai bine mă făceai un căca la gard. Frate cu ștevia. Ce fac? Stau așa, aștept acum, nu? Da, da, așteaptă că acum sunt. Da, ia uite, mă uit pe Discovery, e frumos. Fii atent. Ia uite, aleargă un câine cu miel în el. Furnizorul tău de energie electrică. Vorbește, fă, tu acolo. Te informăm că acesta este un apel cu tarif normal. Clienții Enel Energie, Enel Energie Moldenia, no, beneficiază pop, în perioada 1 noiembrie 2021, oh, 31 martie 2021. Făi, tăi, dă-i dreacu pe butonul acolo, rapid. Stai să văd care e. Precum și de plafonare. Mamă, ce tare țipa aia la telefon, firarea dracu. Conform legii. Mai multe detalii pe www.enel.ro. Pentru a implementa în sistemul informatic modificările necesare aplicării. Vorbește aia mai mult ca tine, fă! Să moră, bă, la mă! Să oprește! Ajutoarelor pentru clientul vulnerabil este la 4.000 de like-ul se oprește, ce credeți? Nu-ți face griji. Vei putea plăti valoarea acestora la fel cum ai făcut-o și până acum. Adică vei avea... Hai, fă, ne-o faci TV-ul și ăsta, e de lucru sau ne combinăm, nu te dreacu de aici. Dacă vrei să afli soldul la zi sau să primești copia facturii Enel, o poți face online doar cu codul de plată și cerătăul titularului de contract la adresa factura.enel.ro. Ai aflat despre ultimele oferte? Aaa, băga mea și plaia că-i chit, hai că sunt eu pe... Păi, dar nu merge! Dar nu merge, fă, să dăm pe baterii să punem TV-ul! Adu bateria de la scooter. Cum? Du-te, du-te, dracu, fă, dai, ce iau bateria la scooter. Ia uite, ce frumos e. Alo? Alo, alo. Ia fă niște. Nea Marcelică. Ce faci, bre? Da, bre, fii atent, bre, am o problemă. S-a tăiat curentul. Nu mai curge curentul. Cum, fă, proastă că nu curge? Nu am vrut să mă epilez de dimineață, bre, și n-a putut să mă epilez. Fă! Să vii, mamă, proastă ești. Da, îi zici lui ăla de floci, fă, că te bat! Tanțu!
Vrei să te bat? Deci, da, nu pot, n-am putut să mai epilez. Asta a făcut... Asta? Gagicul meu, bărbatul meu, a făcut iubirea mea. Raza mea de soare. Da, focul meu. Șeful meu. Azi l-ar foc. Pula mea de la cur. Așa, pula mea de la curul lui. Invers. Așa, a vrut să aprinde televizorul și nu mai merge. Și a vrut să fac mâncare la cuptor și nu mai merge cuptorul. Vino repede la noi acasă că... Să ne facă curentul, nu să te fută, zi! Că cred că le-au pe ăsta la bătaie, că cred că a strigat la siguranță. Hai că cred că-ți dau un cap în gură și ție. Hai, hai bre, te aștept, hai. Te pup, pa, pa. Fai tățico. Oficial pot să spun că ești cea mai proastă din casa asta și nu credeam că o să zic vreodată. Să mor eu. Dintre mine și tine cred că mai prost suntem noi. Vezi? Mă uimești în fiecare zi. Hai, vină dracu, stai aici lângă mine. Hai, mă fuți. Cum faci? Ce ai nebunit? Pe jumate epilată, ce ai? Planeta mangustelor e la tine la pizdă. Dați ascult floci peste pula. Aolo, mâncați aici curul tău la bombat. Hai să-ți dați ceobă, tine. Stai pe mine. Aolo, zici că ești olișor de OnlyFans, fă? Ce-i boațele alea în capul tău, fă? Se numește dreadul. Dreaduri? Da. Ah, ce vezi frumos tu? Te-ai pus pe mine și că suntem unul și același. Întotdeauna la fel. Fă tățico. Nu te-ai gândit, fă și tu așa, că poate facem cam puțin sex? Întreb și eu. Nu, că nu m-am luat de tot. Nu te-a luat de tot? Păi și n-ai vrea să facem și noi mai des? Mai des nu se poate. Am o regulă, dacă vrei, de astăzi, ca să o știi și tu. Că, da. Aș vrea să aplicăm de astăzi amendamentul regula de 3 nu. Și vreau să ții cont de treaba asta. Nu când vrei tu, nu cum vrei tu și de preferabil nu cu cine vrei tu. Da, asta mai lucrăm un pic. Da, eu nu să aplicăm regulamentul meu. Ia zi. O viață aveam și o gaură în cu... Te-a fost la cacao? Vrei să mă fuz la cacao? Hai, sunat oamenii, ia dracu că vreau să mă uit la meci. Ia, stai că bate, vină cu aia ușă. Bate. Iauză-i. Bate. Da. Faulo, ce nebună e femeia asta, băi, fratele meu. Vreau să mă uit la Survivor. Vreau să-l văd pe DJ Miles. Hai bă, veniți odată. Mă, ce e Enel, mă? Bărbatul meu să-l arate. Fă, firea aia dreacu de handicapată, dar nu ești în stare să cheme deratizarea aia. Păi să deratizeze. Ia uitați-vă, băi băiatu. Unde este contorul de apă ca să rezolvăm curentul? Mamă, și căstețea. Am venit să jucat aici. Ați venit de apă să reparat curent. Mai cântă, domne, că-mi place. Hai vino dracu cu ăla să mă cu dansul tău. Mamă, pe cine mi-ai adus tățico? Nea Mitică. Nu merge. Mitică groparul care ești. Da, ăla nu merge. Colegul cu ciocanul, Băi, ești nebun, LCD. Mă, Luca, faci. Bă, fă-l bate cap pe tablou, fii atent aici. Mă, ia-i pe așa de aici, că-mi strigă pe așa. Stai, fă un pic, că face. Mai dă-i o dată. Băi, nenicule, iau. Lasă, fă, că acum ne uităm în fiecare colț al camerei. Fă-i tațico. Așa, colegul, sunt bagă-l în priză. Fă, televiz... Nu, băgat la priză. Băi, asta e un pic, băi, așa, ăsta, mamă, să moară fata mea. Zici că ești un maga? Ascultă-mă puțin. Nu, lasă, bă, TV-ul. TV-ul nu merge, că nu merge curentul, nene. Păi veniți încoace, dracu, vă arăt aceea. Arată-ne contorul de apă, să rezolvăm curentul. Contorul de apă, nu? Să rezolvăm curentul, dacă poate curge. Da, poate aveți curgeri de curent. Păi după aia te-ai și la... Ia stați mă așa puțin, stai că uite, mi se pare că am început cu stângul. Luați loc aici să vă facă nevastă-mea o cafea. Stați puțin, ascultați-o puțin, domnul. După aia vă putem ajuta la ceva de preț, verificăm și... Lasă că te vadă toți banii, tu stai jos un pic, da, că vorbesc. Verificăm instalația electrică ca să aveți apă. Taci dracu din gură, mă, pun-te acolo că apa merge independentă. Vă face cafea nevastă-mea. Gazele, unde? Stai un pic, tățico! Ia fii atent, vă reparăm lampa asta. Fătanțo, vino cu a. Fătanțico. Zii. Pe cine morții, mă, te-ai adus în casă că te badă, te stric și pe tine și pe ei?
Fă, tu nu vezi că ăștia vor să facă curentul umblând la apă? Păi și ce, mă, nu-i bine? Fă-o-l-o! Ce e bine, fă? Mă, tu de acolo și zile tu ce să facă, că a chemat ea 10 să facă, că dacă nu vă ia pe toți cu mă pe ăsta la ia uite, ți-a explodat și sub brațul, firea dreacu. Fă! Ăștia e țepari. Du-te la ei, nu știu, rezolvă-i. Du-te la ei? Domnul, da, că-i dau eu. Da, bă. A crăpat lampa? Reparăm. Repară, de panero. Fă! Fii atent aici. Te duci la ușă și când eu dau și ei dau să fugă, e pui piedică, da? Uh-huh. Haide, fugi. Echipă, da? Da, da. Domnii! Ești cu desfac acum. Bă, ai rupt priza, fii real, dracu, marțafoiule! Nu, că reparăm. Repari? Reparăm apă, dar nu reparăm. Mă, lipesc cu scoci înapoi, că stă... Am nervi! Băga mea și pula în gura voastră! Băi! Ce ai aici, mă, șatra lui Pițigoi, dai într-unul țipă doi? Vreți să chemat polițiu? Ce ai chemat polițiu? Ia dați drumul, bă, că bag pula nenerul vostru, hai! 50 de lei, domnul control. 50 de lei? 50 de lei să nu sparg nenou! Dă-te dracu de aici, că-ți bag una în gură și ție! Încasează pe firmă, pumnii ăștia, hai! Dă-le tărțico și tu! Așa! Dă-te dracu să... Dă-le facu, mă, pun cap! Fă firea dracu de proastă. Ia uite mă că nu știam eu să fac fă. Uite pe cine aduce tății acasă. Mi-a adus pe aia de la Depanero. Fă tățicu. Ți-am zis să le pui doar piedică, că nu te fuci cu ei. Gata fă. Vino fă în coacă, am eu rezolvare. Și mata marea. Și mama să nu se supere. Vino fă în coa. Olo, nu te înțelegi mă cu muierea asta. Fă tățico, da. Vine cu coacă, am eu o idee. Că ai chemat pe măta. Stai că dau un telefon. Pe cine sunt? Pe Danela. Pe Danela. Alo, Danelu. Da, mă, zic. Ce faci, fă? Am treabă, zice. Ce treabă ai? Da, copil mic, hai zi. Te-ai căcat pe tine? Ai început să pezi pe-n porți, ești nebunit. Fă, ajută-mă cu ceva. Vino, ce? Vino până la mine acasă că a chemat Anța pe unii care a făcut, a dat cu Enel, cum nu merge TV-ul, nu merge lumina și a venit unii de a scos prizile din perete, a bătut televizorul în perete, ești nebună? Ce-a bătut, mă? A bătut TV-ul, fă! A dat în televizor și am dat bani mulți pe ele ca copilul meu. Fă-te în gură că urli, da, m-a zbăut în creier. Tu vino, că eu nu plec. Hai, te aștept de urgență la mine, da? Da. Hai. Am scos prizele și să vin eu cu prize, cu ce să vin? Nu, fă, să vii cu picioarele, cu ce să vii? Ah, bine. Ești prasă de puți. Hai. Hai. Adio, nici nu te salut. Pa, pa. Să mă slăbăzesc pe gură. Hai fă că am vorbit cu Danela, vine Danela acum. Te-ai pus să dormi, nu? Da, păi și eu de foame, azi dimineața am băut o cafea. Cel mai drept, așa e. Azi că stau eu aici și o aștept pe Danela. Să nu răgâi că umpli casa de miros de pulă. Vrei să-ți cânt ceva, fă? Îți cânt ceva? Marius, nu așa de tare. Bă, dobitocule. Da, fă. Dăm numărul, codul poștal. Al cui? A meu? Alu măta. Da, fă, stai așa. Bine, hai, pa. Bă, ce proastă e femeia asta, mă, nene, nu s-a pomenit, bă, e nebun, ceata lui Pițigoi. Da, e tu un țipă doi. Fă! Da, dobitopsi. Aha. 6-0-8-5. 6-0-8-5, dar vino mai repede, dracu, că... Acum vin... Moare tățica! Marius! Ce, Marius, fă? Azi că te bat când te trezești, nu-i problemă. Că m-aș culca și eu, dar... Na, ei trebuie să fac treabă.
Costin, nu acolo, Costin. Care Costin, fă, să joacă PUBG? Firea aia dreacu de infidelă. O să mă uit dacă vine Daniela. Daniel? Daniel. Daniela, fă, nu Daniel. Daniel, unde ești? În pulă, citește povești. Ilie alu Jugănaru, fă? Fai spus Ilie? Ilie! Ilie! Mamă! Da, nu dau eu cu scuterul peste tine, firea aia, dracu! Ah, Laura! Laura! Da. Hai, fă, Danelo, firea aia, dracu, nu mai vii odată! Ce faci? Fă! Danelo! Fă, intră la apă, firea, dracu! Sunt aici, dobitocule. Ce faci, fă? Te vei... Mamă, tu și cu Angelina, ai angajat copii, fă? Tatu! Bă, eu nu stac tu! Uitați, idiotul! Ce ne să știa, fă? Fă, ți-ai luat nemomii moms de-așa? Sunt adoptați. Ce ne să știa, doi? Ce dăguț ești tu? Mami este Daniela? Mami Daniela? Ia uite fă tanțo! A fătat Daniela fă! Goce, 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 goce! Ia uite al dracu argintul viu, are argintul viu în el! Fă cine sunt ăștia copiii ăștia fă? Fă, nu te dracu de aici de sperietoare, de gorgona, că ai sperat. Fă, că mi-aș pula în gura, dar spune că sunt dreptul. Nu mai vorbi auzi, așa, fă, Danelo. Nu mai vorbi, fă, du-te-n zlobos urât. Auzi, Danelo. Taci, fă, pula mea, ascultă-mă, că învață copiii ăștia tanță. Nu, 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 nene. Pula e ca o cârnat copii, ca un... Nu, e... E... E o pieliță, pula, care... Stai, fă, să iau copiii. Haide cu nenea. Hai cu nenea, hai cu nenea, hai cu nenea, veniți cu nenea aici. Ăla mănâncă mama voastră. Mama, ta mănâncă, futu smurți, mă, ghidă ștoarbă. Mă, ghidă, hai mănânc și-o pula. Faua. Și eu vreau să mănânc pula. În lumea. Faua. Toți. Danelu, te bat. Mulțumim că ne-ai învățat, domnișoară. Da, mulțumim că fiind... Stați, cine e copil cu minte, sta aici și nenea îi dă boba. Îți dau pulă, îți dă nenea pulă de pârâi. Uleu, nu că-i copil. Paolo. Nu. Câh. Prost. Câh. Nenea n-are, n-are, nu, nu, nu pula. Stai fă, vină cu Andrei acum. Danțo, ia copiii ce și vrei? Pune acolo pe canapelele aia, vorbesc cu Daniela. Hai, ții. Nu ții, fă, Gucci, că e ca porcii. Fă-i de alea. Hai cu tuși, hai cu tuși. Fă, Danelo. Cine-i fă copiii ăștia? Hai cu tuși. Cum te cheamă fetiță? Cine-i fă copiii? Long short story. Ascultă-mă, long short story. Ieri am fost... Nu, era la altă ieri. Am fost să-l văd pe David, cel real. Cum e? Cel posedat. Și... Stai puțin. Gabriel, ce frumos sunteți. Fă, mânca mea pizza, vină cu aia. Pleacă pula mea mai încolo. Nu... Vine un coacă, vorbește clanța aia, mulțumim de mașină și clanța stricată. Alaltă era fost la David cel real, el are o familie, e căsătorit cu una, a adoptat și ei copii și m-am gândit și eu ca următoarea zi să adopt copil, înțelegi? Am adoptat copilul, m-am dus în parc să-i duc în parc și ce crezi? Coincidență era și el acolo. Și acolo când am fost în parc erau... S-a făcut copiii între ei și a crescut mai mulți? Sau cum? Fă, n-avea David un copil? Că eram și eu acolo. Că da... Păi și cum dracu e doi acum? Eu nu l-am adoptat eu pe Sibel și asta a venit de la grădiniță pe capul meu. Cum fă, ți-a dat? Ai luat copilul 1 plus 1? E o ofertă? Mi l-a dat de acolo de la grădiniță, eu știu. Mamă, și ce faci fă cu ei? Că eu nu pot să am grijă de ei, nebună? Nu știu, îi țin după mine așa, dar o să-i dau eu la un moment. Fă, zici că ești cloașca cu pui. Auzi, Danelu, lasă-mă un pic. Ai și tu vreun contact pe la Enel, pe la ăștia? Că nu mai merge televizorul. Bine, mi l-au stricat, ai dreacu, de tot. A venit ăștia mea, nu merge curentul. Da, fă un contact, un om. I-ai sub pula vreodată la un electrician? Nu știu, zic și eu. Hai să mă gândesc, că nu știu. Da, dar nu Lucașul, că ăla are cimitir. Cui? Lucașul ăla cu cimitir, dar nu mai e, că ăla nu, ăla doar punea prize.
Păi și ai nevoie de electrician pentru ce? Că s-a stricat televizorul? Nu, fă, că s-a stricat lumina, nu vezi? Asta e pe panouri solare, tot ce vezi, lumina. Dar nu merge ăla de tăiat flocii lui Tanța și a făcut urât și TV-ul nu merge. În nicio cameră. S-a ars priza. Priza s-a ars, nu? Maolo. Era prea mult curent în ea. Și cu tine și fără mine, mai bine. Mă, prostule, mă întreb pe mine de electricitate din asta, crezi că eu sunt mecanic, sunt eu... Păi nu, fă, dar am zis că poate cunoști pe cineva, mamă, ce face cu... Fă, nu lăsa, dracu, ai lăsat copiii cu Tanța? Da, și pus că sunt buze. E și pizda are buze. Păi, înseamnă pizda. Păi, să vedem pizda atunci. A, bine. Da, idiota, dracu, da, proastă. Da, dracu, că să sperie toată mine. Da, tati. Ce ai învățat? Ce ai făcut? Fă, du-te dracu de gorgonă că ai speriat. Ce-a zis, fă? Ceva pe cap. Și m-a învățat domnișoara cu șerpi în cap. Ce înseamnă pizda? E meduza aia, e pula? Da. Păi ea îi place pula lui doamna lui Tanții. Da, și mie îmi place. Să-i fidios rău, dar tot nu mai vorbiți așa în preajma copilor. Danelu! M-a învățat să-ți... Stai un pic cu nena aceea, două secunde, Danelu. Cred că știu cum să te scap de unul din pielițații ăștia, fă, îl pun să bage degetele în priză, vină cu mine. Prostule, nu. Lasă afară, că bagă un dans pe balans ceva. Pune-o pe aia, pe aia rost, pune. Taci. Pune copilul ăsta, albastru ăsta. Ia stați cu minți aici să vă... Vezi să dansezi în cur? Nu te fă de aici, de urâtă. Deci... Cum vă să dansezi? Pe o bară, se căca o cioară, ga, 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 drept în gura dumneata. Asta mică, ia vină cu nenea, da, vină un pic cu nenea. Nu, prostule, nu ia ăla-l-alt. Pe care-i fă, pe care l-ai adoptat tu? Băga-mea și pula. Da, ne băgăm pula toți cu nenea. Pula, pizda coaiele, a început războaiele. Da, păi fă, de ce? Fă, da, tu ți-ai luat papagali, fă? Fă, dar mie îmi place în pielițate ăștia, parcă nu aș omorul niciunul. Ce să nu aș omor? Să te omor înseamnă să faci caput, să dai ort of popi, nene. Ort of popi? Ort of popi, e când te duci cu Dumnezeu înainte, gen. Dumnezeu înainte? Da, uite. Cum te numești, explică-mi. Cum mă numesc eu? Prostul satului Dăncilă. Nenea e... extraordinar de șmecherul Fonfi, na, ca să știi. Minte, minte. Fonfi minte, șmecherul, așa mi se spune. Fonfi, da. Câți ani ai Fonfi? Păi, nenea, e exact, exact, cam ca voi. 60 și să comportă de parcă are 5. Vreau să spun ceva la ureche. Ia, spune-l, nenea, ia. Mami are pica mare și neagră, i-am văzut păica. Și nevastă mea, uite asta, gorgonzola asta, cu are floci, e tunsă pe parte azi. Mi-a mințit, aș pus că nu vrea la a? Mi-a mințit, aș pus că la mare. Are pică neagră. Nu. Are pică, așa are trei găurele. Dar nu se zice găurele. Pida, e pizda. Uite, uite, pizda! Pleacă, facă, spare copii! Tanto firea aia dracu că... Vino și pupă, vino și pupă. Așa pup. Ea pupă. Tanto, pleacă de aici că vede copiii ăștia prostii. Pupă pica, așa. Hai să duce și la altă să pupă. Mamă, ce mare e tati! Auzi? Da, zi-l tati ce vrea mușchiul tău. Ce mare e! Stai să o vezi pe alunenea? Iau! Vrei să-ți arăt? Da, da, da! Nu e chiar așa mare alunenea dacă mă gândesc, e cât un biberon. Na. Ai, vino cu nenea aici, vino cu nenea, hai. De pe acolo. Ce sunt de pe acolo? Îi dau omorul, nu, stai, nu da. Fă, Tanțo, pleacă de aici, că arăți într-un hal de fără de hal. Mamă, firați ai dracu, pielițați. Pula. Zici și da pizdă, că e și pizda, e important. Și pizda. Unde e pielițata aia la altă? Nu mai vorbești urât, nu mai spui cuvinte porcoase. Fă, Danelu. Care-i fita, fă? Asta, pielițata asta? Asta. Mamă, zici că e argintul viu. Și ăsta la altul e fitu și ăsta? Nu, e și copilul tău. Hai, veniți cu nenea să vă învăț. Lasă, fă, că am eu grijă de ei. Tu vorbește cu tățica de Enel, dracu. Mamă, ce mare, uite, vezi unde e pulul ăla, pulă. Veniți cu nenea aici. Ce e aia, pulă?
Și lasă că zice nene acum. Veniți în coam, pierițaților! Hai la nenea! Ia țigară, ia! Deci, nenea vrea să vă zică ceva, da? Da! O poveste, da? Da! Deci fiți atenți aici. Era odată... o pulă, da? O pulă! Da, și această pulă era... Vreți să înveți o poezie de la nene? Da, da, da. Bun, repetați după mine, da? Da. Pulă, pulicică, pulă. Pulă, pulicică, pulă. Cine ți-o fi zis e pulă? Cine ți-o fi zis e pulă? Bravo! Oase n-ai, oarbă ești? Oase n-ai, oarbă ești? Și în pizdă nimerești! Și în pizdă nimerești! Bravo! Copilul tata! Vreți cu tata să rămâneți? Da, da, și eu vreau cu voi! Da, o să-și pun la grădiniță poezia asta. Ce o ziceți la grădini? Da. O să zic și lui mami. Poate ne dă bălină roșie. Lui mami, nu știu dacă trebuie să o ziceți neapărat, dar la profesoare vă spuneți că a învățat, mami a învățat asta, da? Da. Spuneți după nenea. Mami m-a învățat. Mami m-a învățat. Poezia asta. Poezia asta. Cine v-a învățat poezia? Mami. Bravo. Nu, Fanfi. Dacă îți dau un... Băi, taci, ca nu. Așa. Stați puțin aici să învăț ce zic astea, dacă e bine tot. Hai, deci cu nenea, veniți încoace. Da, faci cu ce mea, un vibrator roz. Așa. Ce mamă, ce învață copii. Uite, stați cu minții aici cu nenea, lângă balustrada asta, da? Așa. Uite, nenea. Nu, bă! Fă copilul! Băi, nu, eu fac, că n-am sărit. Nene! Băi, stai cu minte cu tata, că te ia tata în brațe. Te doare? Da. Hai, vine-o cu tata aici, că te duce tata înapoi. Fă firațele, dracu! Da. Stai cu minte, că dau mașalier acuș. Doare, nene? Da. Las că pânge nenea pentru tine. Uai, nu, dar te-ai bășit pe tine, miroși urât, să mor eu. Mamă, să moară familia mea unde a căzut ăsta, bă. Stai că te dă nenea. Uța, 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 uța. Tu acum ești breloc. Stai un pic să batem un pic laptele în tine, să fie lapte bătut. Cum ai zis că te cheamă pe tine de Nicule? Gabriel. Gabriel? Aha. Gabriel? Da. Are nenea o pulă uai. Da, vreau. Nu că nu prea pot să o dau ție, dacă înțelegi cum... Tu ești băiat mic, dar mare la minte, nu? Da. De ce am zis eu mă lua asta ca în pulă? Dar nenea nu prea o folosește, să știi. De ce? Că... ai văzut-o pe doamna acolo? Tati? Da. Ai și tu pulă, mă rog, puță, da, e bună și atât. E ca o... Ți explică tata ce e. L-am adus pe ăsta micul făiei. Cotabiță e, da. Nu mai plânge, nu mai plânge. Uite, l-am adus pe Cotabiță, pe Gabriel, cum îl cheamă. Păi am zis să stai, nu să sari, futu-s cristelnița mătii. Cristelnița mătii! Cristelnița mătii! Ai venit cu tanchi în acela aici, cu ce dracu ai venit? Mamă, tache, iache și cadâr sunt ăștia, să moară familia mea! Fă, mamă... Danelu? Ia uite, fă! Fă, suge de la țâță, fă, ce drăguț e! Tati, stai! Idiotul, dracu! Ce? Tati, da cu tata! Botul la... Acum,
le-a gârnat acolo. Aolo. Și tata vă iubește, dar nu prea-i tata, adică ați ieșit din altă, din alt zlobos, dacă înțelegeți. Zlobos? Zlobosul e ca un iaurt, da, mai gros, mai multă grăsime. Dă-mi și mie zlobos? Nu, eu îi dau, eu mă... Dă-mi și nouă dacă îi dai, nu, mami? Vă dau. Stai, fă, că nu știu cum să le spun la copii. E lapte. Lapte gros. Da, e gros, gros. Cum pula mea fac pig skin? Și e dulce. Știi să mă... Știi să mă învăța, tati? Ce? Am să iau pula. Da, tata, ta, unde mi s-a dus făcăciula? Mi-ai dat căciula jos. Firea aia dracu să fie, arde te arteri, ciupămațe. Au, da, acolo de la jucătore. Să... Să-mi dau drum pe fața ta, Danelo. Să-mi dau drumul pe fața ta, nu, Danilo. Nu, palu, nu palu tata, palu mama. Palu mama îmi dau drumul. Da, dă-mi falea de jos, cum le iau de acolo? A? Pa. Ca jucător, fixează. Aoleo. Asta e bărbatul. Fă, mânca mie variala, nu mai învăța copiii prostii. Aude, mă, ce vrei, fă? Acolo vestește-le cum ai făcut tu porc în cur. Nu, fă, cum dracu, se știe copilul așa, firea aia dracului. Vrei să știți cum a făcut porc în cur? Puține, puțin. Da? Haide. Da. Vino cu tata încoa. Haide, Gabriel, da, tata. Uite, urcați-vă aici, dar nu faceți prostii, da? Ne-areți casă? Cum? Da, hai că arată tata casa. Deci fiți atenți aici. Cum ai spus că te cheamă pe tine? Sandibel sau cum ai zis? Sibel. A, și Sandibel. Și pe tine, Gabriel. Sibel. Da, Sibel. Și pe tine? Cotabiță. Cotabiță. Bine, Gabriel Cotabiță. Bun, aici este... N-am folosit niciodată. Aici e o masă. Ușor fătuți grijania, măti, în gât. Bravo, ce repede înveți. Păi, ce tare să ai copil. Bun, aici mănâncă nenea, da? Și cu toată familionul. Veniți cu acea acum. Aici, tati, aici citește tati. Cărți, povești, reviste, mai mult rebus, da? Fac și de alea. Cărți cu poze. Da. Ce am învățat eu, tati? Ce? Sudoku. Cum ai spus? Sudoku. Sudoku? E greu, nenea, nu, ăla nu-i bun. Așa, vine-o cu-a. Aici, uite, vezi binoclul ăla mare? Alb? Da. Ala, să uită, să uită tata. Uite, cu binoclul ăsta mare, să uită tata la pizda lui vecina când face baie. Binoclu. Mă uit la clitorisul ei, da. Binoclu? Da, la clitoris. Cu binoclu, tata. Cu ăsta. Clitorisul e... deci fiți atenți. Fluture. Nu e fluture. Clitorisul e... Fluture. Al patrulea element din pizdă. Da? Pizdă. Pizdă. Nu ne... Ascultă puțin. Tată? Din... Da. Poți să te întreb ceva? Zi. Pizda e compusă din mai multe elemente? Da. Pizda conține buze... clitoris, punctul G și flăci, 4. Punctul G? Punctul G e când îi dai și ca măgar un deal, o fuți, îi dai ca surd un clopot. Ce și fuți? Ce arată-ne! Păi da, dar nenea vă arată, dar voi sunteți cam ca pepenii, pâriți acum dacă vă arată nenea pe voi, înțelegeți? Arată pe nu, bine, o să vă arăt. Ce? Lindic. Lindic? Lindicul e o pulă mai mică. Ai spus aia cu șarpele în cap. Aia cu șarpele în cap are un lindic mai... E pe steroizi lindicul aia cu șarpele în cap, că mă enervează. Așa. Deci... Dar și nouă, cum se bagă pula în pizdă? Păi, tata are... A? Nu, bine, hai să vă mai arăt aici, că stăm lângă... Deci cu ăsta se uită nenea, da? La păsărit. Da.
Așa, veniți încoace, hai. Nu mai faci așa, de unde ai învățat tu să faci așa, Sandibel? De la mami, nu eu, de... Cine a făcut, Gabriel? Gabriel, futu-ți grijă în ea, mătii, dacă mai faci așa, te bat. Și nu se face așa. Da. Nu, îi spune-i futu-ți rasa, mătii, așa se spune. Și tu îi spui, mânca-mi ei pizda, Gabriel. Și tu îi spui, să mă lingi la coaie, Sibel. Nu, să mă lingi la coaie. Uleu, ce fac, băi, băiatule, bă, că m-am... Vei, hai cu tata, hai, hai, hai cu tata, uite acolo înapoi. Să mă lingi în coaie, fanfi. Da, linge tata și papă. Ce... Nu vrei să mergem înapoi la măta? Vă dați țâță? Vreau la tata, adică la tine. Păi eu am o, da, am o țâță, voi sunteți doi. Mai bine, dacă e... Da, nu, că nu e bine. Nu, nu. Hai, veniți cu tata, că vă dă tata lapte bun. E luat de la văcar. Da. Dar te-ai făi, Sandibel, futu-ți gurița, mătică. Futu-ți gurița, mătică. Pa acolo, e... Hai da. Să nu-și plăru, mămuța, mămuța, mămuța. Da. Futu-ți pămăta în gât. Futu-și pămăta în gât. Nu pe mama, pe măta. Haide, haide la mami să-i arăt. Da. Pămăta. Cum o scot eu la capăt că... Pinda! Să-mi ia coală! Să-mi ia coală, Sibel! Mănânci în pindă! Să-mi suși pula! Da! Da! Stai, fă, de ce dai? Idiotul, dracu, de prost, ai învățat copiii la prost. Păi nu, fă, dar ei m-a întrebat! Stai cu minte, dracu. Tu ce pizda mă te-ai explicat, idiotule? Le-am spus ce înseamnă, ce-i? N-am voie? Ce frumos clitorisul. Nu, Gabriel, mă, nu e că clitorisul e ascuns sub haine, da? Trebuie să o vezi în pizda goală. Mă, ce? Tănțică? Vreau țâță. Vrei țâță? Tanțu! Da, țâță la copil, vă! Băi! De ce mă ignoră fata cu șarpile în cap? Fata cu șarpile în cap îi trebuie o bucată. Bam! Să răspundă. Aaa, ce urâtă e! Cum? Ce? Hai să ne futem! Nu! Lasă că fute tata cu mama să fute. Stai, fă... Fieraia, dar... Tata, ești bine? Fă, mi-ai băgat mortul în casă, prosto! Este ok? Tata s-a pus să doarmă puțin, așa, într-o parte. Ai zis că nu arăți filmele alea. Haide, da. Nu mai fa... Mami, și nu te mai duci nicăieri, stai aici. Taci, fă, lasă copiii cu mine, te dreacu. Hai, te arată tata aici un film pe telefon, veniți încoace. Da. Hai la canapea aici, tata, da? Săriți și voi pe aici, că e... Ce-ai făcut? Nu te-ai bășit? Nu eu! Nu tu? Hai, Gabriel, vină cu a... Ce să le arăt eu, mă? Hai, veniți cu nenea aici. Că vă arată nenea aici direct. Ce caut mai aici? Mia Khalifa. Veniți să vă arătă tata Sandibel. Te-ai diariat? Făi, Sandibel, te-ai diariat pe tine? Nu eu, Gabriel. Gabriel, ai făcut caca, moale? Da, da. Te-a trădat cu urul Gabriel? Da. Hai, vin, o să-ți arăt aici ceva, că tu ești băiat și trebuie să știi. Uite, urcă sus în pat aici. Te-ai dus, Agheu, ești argintul viu. Gabriel, vino la tata aici. Așa. Fii atent aici, uite. Mia Khalifa. Uite. Așa. Vezi? Doamna n-a fost cu minte. E o actriță. Nu mai faci așa, gata, oprește tata ăsta, gata, nu mai. Tata? Nu. Nu mai fac, te rog, tata. Nu, bă. Ți-a plăcut? Da.
Ha, mă, da, am învățat copiii la filme porno. Și mami? Și mami avea ceva roz în mână dimineață. Roz? Roz. Și era așa, ca un tub de fixativ? Le-am arătat, măia, Califa, fă. Ia, cum făcea tanti la telefon? 3, 2, 1 și... Face mai bine ca tine, fă, Danelu, te mint. Nu, că asta nu e Gabriel, băiatul tati. Tu ascultă-mă. Tu trebuie să fii mai deștept ca Sibel, da? Tu... Ia uite, o bate, vezi? Da. Vrei să te bat și eu? Nu, tati. Nu dau, că unde dă tata crește. Dă-mi pula atunci. Nu, spune așa. Strag la muie. Fa așa zi. Jacă mangă boc. Știi pe unchiul Davidu? Da. A. Spui așa. Să-ți dau la mumu. Să-ți dau la mumu. Aha. Dar mai cu intonație așa, la mumu! Da. La mumu! Bravo! Când vine măta înapoi așa îi spui, da? Spune-i și lui asta, lui Tănțica. Tănțico, vină fă, că te strigă copilul! Îi spui, da? Tănțico! Uite că vrea să zică copilul ceva. Ia, ce vrei să zic? Să-ți dau la mumu! Nu te spre și lui măta. Seamănă pe mine, fă! E ce prost ca tine. Și diferența e că eu chiar ți-am dat. Gabriel, hai! Vino cu tata încoa. Da. Dar de ce nu mă țin în brate și mă țin cu plăie? Nu mai vreau să stau cu mama. Nu mai vrei? Vino încoa și tu, hai. Hai, de că le învață tata numai de bine. Da, vă învață tata. Știi ce am învățat și bine? Ce? Zacă mă îngăba să-ți dau la mumu. Aia zic, hai urcați-vă aici pe canapea. Ia, hai să și noi aici la caravan. Ia spune după, ia Gabriel, cum îi spui tu lui Sibel? Să-ți dau la mumu. Nu, trebuie să faci introducere, tata, ascultă-mă puțin, e așa. Fă Sibel. Fă Sibel. Și acum zi. Acum zi. Nu, acum zi tu. Da. Nu tu Sibel. Să-ți dau la mumu. Așa, bravo. Fă, ce faci fă? Sibel, tu spui așa. Să mă lingi în gaura pizdii. Să mă lingi în gaura pizdii. Nu, spune să mă lingi în salonul pizdii unde joacă pula biliard. Na. Nu mai da fă-n copil. Fasibel. Nu mai vin nimic. Fasibel. Nu mai vreau. Următoarea rundă de bătaie. Da, mami, nu mai vin nimic. Tati. Da. Fă lasă fata în pace, fă. Poate te morți tăi de aici, fă, să te bagi pe tine. Ce ai spus? Nu mă tazi, zi de ce mă ții, nu mă tazi. Nu, 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 e monștri. Ia zi, gâți mă ții. Adu, fă copilul în coacă, îl învăț eu, du-te dreacu. Înghețată. Danelo, adu copilul în coace, că poate ai treabă și o te rețin. Înghețată. Cred că tu ai treabă și te rețin, plec. Stai, fă, că vin și... Fă, dă copilul încoa! Ai acasă. Sibel, vino aici cu tata, da? Să-mi dau la mumu. Sibel, zi așa. Sibel, așa. Bun, fii atent aici. Deci, Sibel e sora ta, da? Da. Bun, stai fă, Tăncico, ia-o fă pe Daniela de aici, că stau și-o copiii ăștia. Fă, ia, te-și fă de mâncare. Du-te și tu, fă cu ea. Nenea vrea să vă învețe ceva. Deci, când un om cu o oamă, nu e așa, un om cu o oamă, nu, un bărbat cu o femeie, când un bărbat cu o femeie se iubesc, apar bebei ca voi, vedeți? Așa, voi ați ieșit pe miji. Miji. Pizdă. Pizdă, pe pizdă. Și pe pizdă ați ajuns din... Da, tot cam așa ceva, da. Ai auzit? Da, tu, Sibel? Tu trebuie să-l respecti pe frățiorul tău, da? Adică să nu, niciodată să nu faci prostii cu el, da?
să-i dau la mână. Doar teoretic să-i dai. Ai auzit? Da. 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 Și tu ce îi spui, Gabriel? Să-ți dau. Stai, fă, de ce ai dat? Să-ți dau la mână. Ești în Dumnezeu, măti, dar ești de prost, că ești un idiot. Plec. Fai, ești nesimțită rău de tot. Lasă, fă, copilul aici dacă pleci. Nu mai vorbești urât. Daniel, lasă copilul, fă. Pleacă de aici că te trosnesc. Unde dracu îl duci, fă, la culcare? Pleacă de aici că te trosnesc. Fă, dă copilul încoa. Nu. Ieși. Fă, hai să facem măcar piatră foarte că hârtie pe ea. Wow, uite, val dracu argintul viu. Danelo, lasă copiii cu mine, că îi bag eu la mine în pat, hai. Lasă-i cu mine. Că eu îi sufoci acolo. Nu e fă, că le arăt eu. Ia dorm eu, hai, lasă. Hai, cântele un cântec de la. Hai, că le cânt un cântec. Mă pun cu ei în pat și pun un cântec. Stai și voi un pic să-i adorm, da? Așa. Puneți-vă în pat acolo, nenea. Băi, cotabiță! Fă, copilul! Ești fătut zguzița, mătii! Fă copilul! Mamă, Gabriel! E bine, Gabriel! A murit jumătate de oră doar! Ai intrat la apă? Da, e bine! Aolo, trebuie să fac bușon la bușon! De ce faci așa? De ce faci așa? Trebuie să-i facă nerea bușul la bușon aici apăs. Scuipă, 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 nu înghite, că mă ta înghite zlobozul. Așa, cu flegmă mare. 3, 2, 1 și... A murit? Gabriel? Gabriel? Mamă, exact ca cu tabiță, să moară mamă, are numele predestinat, băi, a murit jumătate de oră. Gabriel? Asta-i face nerea bușul la bușon acum. Respira, Gabriel! Gabriel, ești bine? Trăiește! Hai, Gabriel, sus! Așa, bața mea. Hai, vină cu nenea, vă pună nenea să vă citească nenea o poveste. Puneți-vă în pat aici, da? Așa. Stați cu miscu, nenea, da? Da! O să vă zică nenea acum, cum era nenea când era tânăr, da? Da. Nu vrei? Da, da, da! Așa. Deci nenea când era tânăr, bine, eu am fost totdeauna tânăr. Nenea avea gagici multe, multe. Da. Da, multe pizde avea nenea. Avea așa vreo 20-30 când ieșea la bar, la cinema, nenea avea pizde. Și într-o seară, o pizdă îi face ochi dulci nenea. Nenea vrea doar să-l bage, să-l vâre în dodașcă, știi? Și nenea se prinde. Acum intră în jocul la pizda asta, asta-i tot... Ce dodașcă? Dodașcă e un alt fel de a spune pizdă. Da, și nenea se prinde de gagica asta, știi? Da. Așa, și se târnăce, se târnăce, e ma capra e trăiesc. Mă, beșesc manța cu minți. Oh, stai dracu, nu știți. Ba, dracului, bă, dar nu, bă. Dar n-ați vrea să dormiți un pic, nene? Stai să mă duc să văd ce face mami un pic. Bine. Dar rămâneți aici, da? Da. Promiteți? Hai să facem sex. Să sugă pula ala care minte, da? Da. Bine. Lași, lași, sugem pula toți, da? Da. 3, 2, 1 și sugem pula. Hai, zic. Unde o fi, mă, femeile astea? Unde-s, bă, femeile astea, băi? Ce vrei, bă, să le învăț?
Opa. Astea discută și nu știu ce, băi. Ce vrei, mă, pularistule? Nimic, fă, voiam doar să vă zic că am adormit copii. Puteam să fumăm o țigară liniștit. Dau un telefon și vin și eu acum. Astea bărfesc. Hai, ne surpă pulă. Ia uite ce a postat asta. Matei. Ia uite, bă, mi-a dat Laura like la poză, băi. Ce vrei să-i fac, mă, nene, dacă asta am învățat să zic? Ce să le zic, mă, mâncava și pula voastră? Treabă că mi-a strâns asta. Uite, bă, nene, ce țâțe are asta, bă, și-a făcut OnlyFans de bună. Ce bine arată. Iertați-mă un pic, că mi-e din roleplay. Doamna Tanța, dacă mă auzi, e timpul să vorbești! Ce-ți place ție? Poza în cur, ce-mi place mie? Aoleo. Mă, puță. Auzi, fă, știi, una fără, una fac patru. Ia-o pe Danela, copiii rămân aici și duceți-vă în zlobă să vă bată la Danela acasă. Bă, vrea, dracu, faci tu reguli la mine acasă? Nu te, dracu, de aici, fă. Bă, mi-a și pula în gura. Ce ai zis, fă? Armagedonul! A fost firea, dracu. Azi, continui. Să pula în gura lui măta. Dacă tățica mea a uitat roleplay-ul azi, că îi dau eu înainte. Dorian, Emiluț, Sandibel, Sibel, da? Vino cu tata încoa. Unde e Gabriel? Asta a spus că vrea să știe cum se suge pula. E, și vrei să arate tata cum se face? Păi nu, dar așa ai zis tu că cine se ascunde, suge pula. Măi, Sandibel, vino puțin cu tata. Deci, sub tupulii e pentru femei, nu e pentru bărbați. Pentru mine? Gabriel! Gabriel! Unde s-a ascuns? Îți dă nenea la mumu dacă îmi arăți, ia. Acolo e? Uite-l. Așa. Bun, Gabriel? Da. Vrei să fim o echipă? Vă ia nenea undeva, dar nu spuneți la nimeni. Unde? Să-i cadă pula lui ăla care zice.
În respectiv pizda la tine, da? Da. Mergeți cu nenea la o bijuterie. Da? E undeva unde își cumpără pizdele blizuri, da? Lățișor. Da. 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 Dar nu spune la nimeni, da? Așa. Bine. Să ne luăm... Hai, nu mai zice asta. Nu mai zice asta, Cotabiță. Nu mai, gata. Hai, mergeți cu nenea. Fiți atenți, vă țineți în brațe unul pe altul în spate. Mergem cu scuterul. Furia albă, da? Da. Haideți. Cu scuterul. Te ține, pe tine? Hai ușor cu tata. Nu mai da. Hai, ușor. Ia uite aia apucături de copil bătrân, mergi cu mine la spate? Da. Da? Ba, mamă! Păi dacă îți dau un picior te degajez ca duc Adam! O zgurița măte! Hai, vină cu tata cu aia, hai! Hai nu mai plânge că ți-am dat unul așa, e teaser de la ca la Sephora. E doar de test, e tester. Hai, vină cu tata încoa. Hai, stați cu minte aici. Te ia Gabriel. Hai că am avut și o scooter să moară fata mea. Stai mă, că nu mai știam unde era. Iertați-mă, dar mi-au șters scuterul. Să moară fata mea. Ia uite. Pum, forță. Bă. Să moară. Vine tata acum. Dați-vă în spate. Ușor. Trebuie să dă-i drumul mă lu sorta, băi. Mamă, nu se oprește muzica. Să moară familia mea. Bă, cum opresc muzica? Nu mă lasă să opresc muzica. Nu merge cu Q. Haideți. Mamă. Nu putem. Hai că mergem cu mașina lui Măta. Dă-te băi Cotabiță, dă-te de acolo. Haideți la mașină, vă urcă tata în spate. Nu merge mă, Cavaș. Ia uite bă, închis mașina, dracu bă. Spune să-ți dea cheile. Mă duc să-i zic să-mi dea cheile acum. Mamă, nu pot să merg cu muzica stinsă. Danelu! 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 Danela! Danela. Ce sugi? Ce vrei mă, ce vrei de netofuțeasă de la cap? Da, fă chele de la ușă, du-te dreacu de la mașină. Vino în coadă, idiot. Aoleo! Am pe spate să te au alt tap. Dar nu pot să opresc muzica, frate, și nu mă lasă cu Q, nu știu de ce. Deschide, fă mașina pe aia, dracu. Uite în pula mea că e deschisă. Aoleo, aoleo, măicuță.
Danelos, da Armagedon, un gură, fă futu-s familia, mă, din gât și morții tăi și fața aia, bă, mă, lung, dacă-ți dau una în gură. Futu-s Dumnezeu, mă, ia vino, fă, coa, futu-te în gură. Hai, fă, vino, coa. Taci, futu-s Dumne candela, mă, din gură, da prostul dreapă. Stai, fă, că-i bug! Prea, dracu, ce faci? Fă, dă-te morții tăi și tu, că-ți dau și eu un cot în gură, na. Prea, arăm ca mechilean, de mechilean. Du-te, zloboz. Nu vă mai supor, futu-vă în gură, da. Lasă, fă, că-i țin eu copiii. Mă, nu-i frumoasă conduceți, fiața-i dracută copiii. Bă! Gabriel! Sandibel, ajută-l pe tata. Așa. Sibel. Sibel, da. Tu să nu fii ca Gabriel, da? Nu. Tu ești fată cu minte și tata o să te crească frumos dacă stai cu minte. Da. Stai că mă... Să-și pula. Oh, suge tata toată pula. Da, puțin. Stai un pic. Ia. Ba! Gabriel! Lasă că Gabriel are început de fonfic, da? Stai că face tata acum treabă, tați puțin așa. Dă-te Gabriel de aici. Așa. Urcați-vă aici. Hai că-i dă tata de cap. Mă moară familia mea. Am văzut acum, băiat, cu minte tata. Mă aduc în zobăs. Țineți-vă bine, da? Am lăsat-o, mă. Ține-te bine. Lasă-mă. De ce ești supărată? Din cauza ta, că ești prost de puci, Gabriel. Ai dat cu mașina peste ea și nu înțelegi când îți explică tata. Sibel e fată deșteaptă și înțelege. Eu înțeleg. Tu nu înțelegi. Ba da. Semeni pământa retardată. Parcă-mi vine să-l strâng un pic de gât pe Gabriel. Și îmi place pula. Da? Păi omul oștenești pe mătalei. Cine îmi place pula? Fiți atenți copii, stați un pic că trebuie să vă zică nenea ceva, da? Și ce îți place pula, tati? Da. Am auzit eu, pe măta când vorbea cu tânțica și spunea de o bijuterie, da? Și tata acum, tata merge să o procure, înțelegi? Cadou! 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 Ca cadou, da, un cadou mai ciordit. Ok. Bine. Ai înțeles, da? Da. Bun. Voi să mă ascultați? Da. Hai, jos. Hai, veniți cu tata frumos. Cop? Da, mergem pe jos. Mergem pe jos. Ia, mergeți unul lângă altul, voi ca copiii frumos, să vadă tata dacă ați învățat, ia. Te rog frumos, mai ești dacă am fost pe aia. Ai fost foarte prost. Ce drăguț. Și acum tu îi spui să-ți iau lindicul în gură, Sibel. Lindicul în gură, Sibel. Bine. Și tu, Sibel, îi spui să mă lingi în cur. Să mă lingi în cur. Așa, bravo copii. Iată-mă. Nu mai fi șupălată pe mine, te iubesc, stai. Șupălată? Stai. Nu mai fac nimic dacă nu vorbește cu mine. Nu mai vreau, stai. Stai cu tata coviți copii. Nu mai vreau. A greșit, nu, e aici, trag ăștia cocaină pe nas. Hai. Dacă nu vorbește cu mine, nu mai fac. Măi, Gabriel, îți dau un picior de tăia dracilu, măta. Vreau să mă ierte. Nu te iartă nimeni, că ai fost boschetar, copil boschetar. Dacă mă iartă, fac, dacă nu. Da, atunci rămâi aici că te iau eu când mă întorc cu Sibel, da?
E, atunci puneți pofta cui. Păi eu m-am ținut după tine, fai copil handicapat. Vino cu acea, dracu. Vino cu mine. Copil handicapat înseamnă când ești prost de puți, mai mult decât trebuie. Da, am învățat de la tine. Da, bravo. Ai învățat de la mine, că nimic n-ai bun de la mine. Da, da. Sunt cuceritor, ca tatăl. Da. Tu ai mai fost vreodată copil, Sibel, la o bijuterie? Eu, da. Da? Știi cum arată? Da. Ia să vedem dacă o recunoști singură. Ia, uite-te un pic pe aici. Da? Ia să vedem. Uite, tata-ți dă 10 lei dacă găsești tu singură bijuteria, bine? Bine. Hai, ia să vedem. Cât de fată deșteaptă ești tu? Bine. Stai ușor, argintul viu! Da, nu tu, am zis și Bel. Hei, acum împărțiți. Împărțiți frățește, da? Da. Hai, să fiți cuminți, să nu faceți probleme aici. Da. Prima noastră împărțeală, Sibel. Prima noastră împărțeală. Da, super frumos. Ai recunoscut-o din prima, Sibel? Da, asta e. Da, foarte frumos. Îți dă tata ție 10 lei și lui Gabriel 5 lei. Hai, fiți cuminți, da? Da. O, să rămână, domnișoriță. Aveți o gumă la picior. Bună seara. Stai cu minți puii lui tata. Bună seara, tati. Fasole. E frumoasă, doamna, copii. Ai zis ceva de nasul meu? Stați puțin, copii, veniți la tata aici. Veniți încoa. Hai că mă fac, că n-am auzit de data asta, fetiță, da? Gabriel, fiți cu minți. Cine e cu minte primește pulă. Da, bine. Deci vă dă tata pulă dacă stați cu minți, da? Ok. Bine. Domnișoară, să rămână. Da, să rămână, da. Dar ce, nu vă ține ambreajul, s-a stricat volanta, văd. Da. M-ar interesa și pe mine un colier, în special acel colier. Ăla de acolo. Dacă mă uit mai bine, cred că au ales ăștia perfect femeia care să-l testeze. E o femeie frumoasă ca dumneavoastră, n-am mai văzut, sincer. Îl aveți pe ăsta pe stoc? Știu, și dumneavoastră sunteți dulce rău. Cum vă cheamă? Andreea. Andreea? Vi se potrivea mai mult Irina, ce-i drept. Da, oricum, sunteți perfectă ca femeie. Îl aveți pe ăsta pe stoc? Da, și cum fac să-l fur? Să-l cumpăr. Da, am glumit. Sunt amuzant. Păi, nu știu, primim aici, primim și cash, primim și card. Nu-i problemă. Bun, e primit. Da. Da, dumneavoastră l-ați testat pe ăsta, sincer? Păi, cum să-l testăm? L-am testat. Colierele vin din fabrică. Nu, mă refer dacă l-ați purtat vreodată. Nu. Că mă gândesc că na, dacă toți stau aici și nu le cumpără nimeni cu ani, poate na, le folosiți. Nu. Dar văd că oricum dumneavoastră sunteți din cap până în picioare plină de bijuterii. Dar ce să mai zic, că dacă mă uit de două ori, dumneavoastră sunteți o bijuterie în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc. Gabriel, psst. Uite la tata cum se face. Și aveți ochișorii aia drăguți, așa dulci. Da, și țățele alea nu mai zic că sunt răzlețe. Am băgat mult silicon în ele. Da. Cred că aș cumpăra vreo 10 de-astea coliere ca să am o femeie. Măcar o dată ca dumneavoastră. Serios? Da, sunteți neprețuită. E sigur. Am în fața ochilor mei o piatră prețioasă care lucrează într-un magazin de pietre neprețioase. Numai două secunde, sperești puțin că vreau să mă întorc, stai așa. Aolo. Gata. Aolo. Dar dumneavoastră aveți un iubit? Scuzați-mă că întreb.
am avut unul, dar m-am desprezit de el că îi plăcea în nas. Aoleu. Ce nas frumos aveți. Ești că e pulă de câine. Stop de trabant. Nu, tu, genunchi de capră. Scuzați-mă, e perfect, doamnă. Glumesc. Am zis să vă... Stai liniștit că mi s-a mai zis. Doamnă, acum să-mi fie cu iertare de Dumnezeu, dar cât mă costă acest colier și dumneavoastră la pachet? Dacă știți ce zic. 100 de milioane. 100 de milioane? Da, acum ți-l dau așa. Păi dacă vând copiii, tot nu rămân cu 100 de milioane, e nebunit. Nu vinde tata, nu. E artefact ăsta, nu pot să... Artefact? Cine e artefact? Fă, nu mai da cuvinte de-astea grele la copii. Artefactul e... E ca fractul, da, e un artefactul. E un fel de frățior. Am înțeles, da. Nicio problemă. Cum vă cheamă, doamna? Andreea? Andreea, da. Așa, Țociu, nu? Nu, nu, nu. Dar cum? Nu mai contează. E o soție de-a mea pe la televizor, nu e, nu e. Țociu? Da, da, da. A, cu Romica, da. Da, da. Au zis, doamnă, dați-vă un pic mai așa ca să nu ne audă copiii ăștia, dacă se poate. Doamnă, se poate să pun și o mâna un pic pe curola, că îmi place rău cum arată. Haideți, vă rog. M-ai prins într-o fază bună. Sunt, ce-i drept, sunt un pic topit așa după dumneavoastră, dar am venit cu copiii după mine. Da, te-am văzut. Da, Sibel! Acolo intră pula. Mă, acolo și... Mă, deci o dau afară și o și bat. Cum să dai fă-mi copil, ai nebunit? Ei, ia să mă... Vrei să ți-l bag? Fă, eu am carieră și aștept aici. Copil! Afară! Stai aici! Nu te mai dai! Fiși pula, fă! Alutati! Alutati, da? Așa! Nu, tati să-ți dea! Făi, Andreea, stai un pic, baba mea, vină un pic încoace. Copii, uitați, îl vedeți pe nenea ăla? Da? E plin cu bomboane, trageți-l de picioare. Da. Vină cu Andreea. Doamna Andreea, dacă vă dau și eu acum 100 de lei, să poate să... Ceva rapid? Nu mă înțelegeți? Haideți. Am luat 200 de lei. Păi avea eu nasul cât casa, dar asta nu înseamnă că m-a fut așa... Păi nu, că aș dori doar un juflex. Un muflex. Haide! Nu, nu, îmi pare rău. Cât vrei? Stai. Cât vrei? Vreau... Ia zi cât vrei. 50 de lei. 50 de lei? Da. Păi e mult mai mult decât am zis eu, dar e bine, hai că-ți dau 50 de lei, vină cu a. A, e, ai fost de acord 60. Bine, 60 îți dau. 70. 40! Care 40? Am zis 90. 30, nici ca mine, nici ca tine. Ce? Am făcut căpuță. Aoleu, stai că... Sponatele mele afară cu ei. Afară. Stai, fă, Andrei. Afară. 25. Afară cu ei. Fierra... hai că a căcat copiii pe ei. Uite cât ascute cu oare. Haideți, copii, mergeți. Afară de aici. M-a frat copiii, mânca baș. Stai un pic aici. Nu, veniți în coace, copii. Lasă-i fă, firea dracu. Sibel, ia stai cu tata. Sibel. Vino cu Sibel. Sibel, nu mai fa. Da. Măi, Sibel. I-am furat. Fă, ai ascuns colierul în Pampers? La Gabriel? Peste el? Da, ce surpriză eu. Frumoasă o să-i facem! Ai la mașină, unde? Da, da. Hai, stai cu tata. Era urâtă, măi, Sibel, dar tata câteodată mai trebuie să mai dea și el o gheară. Da. Să-l bage mortul la mansardă, la scorbură, la dalea. Hai, ce hai. Mortul e ciocanul meu. Vrei să te învețe tata un slogan? Da.
Da, Gica, da! Cyborgul nostru! Unde e mașina? Ah. Unde e mașina? Da. Cred că e pe partea elaltă. Uite, veniți la tata aici. Hai, urcați-vă, stai să vă deschidă tata mașina. Hai, urcați-vă, așa. Lasă femeia prima, băi. A mers. Așa. Uite, vreți să vă învețe tata ceva? Deci, vedeți că aveți niște curele pe acolo, le vedeți? Da. Așa, trageți-le de ele și legați-vă de gât cu ele. Vă spânzurați. Nu! Nu, Gabriel! Măi, Gabriel, dă-i jos! Câh, Gabriel! Hai să mă strâng de gât. Nu, că... Dacă te puneam să-i dai limbi lui sorta, ce făceai? Dădeam. Dădeai? Da. A, e bine. Hai să pună tata pe ăsta aici, pe GPS. Dați cu minții acolo cu tata, da? Să vezi și o să se bucure Danela. Lui Danela îl dau. Da? Da. Gabriel, scoate ăla de la Pampers. Băi, ce ai făcut? L-ai scos? Da. Așa, să-l pui acolo, lasă-l pe banchetă lângă tine că pute. Am frat și punga. Și punga? Da, și punga, a, bine. Da. Hai, las că e bine. Vreau să zic o poezie. Ia, spune. Poezie. Pizza nu e de hârtie. Câte lichene avem? Dacă ar vedea o Gabriel, ar fi mâncat-o rapid din el. Toată. La 5.000 de like-uri omor copilul. Bravo, bravo. A, foarte frumos ai cântat. Fonfi? Da. Am o întrebare. Cum are drag? Eu de ce am păsărica pica, o am albă, iar mami neagră? Ai, mă, t-a băgat-o mai mult la un microunde de gen. Adică a prăjit-o. A, nu. A, cum să zice tata? Deci, da. Ce-și aude? E garda. Garda. Mamă, ce nu copii. Garda, garda să ține, nu să sună. Stați cu tata. Ce e garda? Garda e, ne bagă la pușcărie, murim. Mami moare, Fonfi moare. Murim. Hai, dați-vă jos cu tata. Uite, ți-am pus aia pe banchetă, tate. Da. Mami. O vezi? Da, o vede tata. Danelu! Ce-ați furat? Ați furat, fă! Am furat bijuteria, de vorbeați voi mai devreme de ea! Danelu! Ia-o, baba mea! E ce pentru tine, e un colier... Cum ai dai ei? Da, fă, lui Danela! Păi nu știu, să fumă soția ta mie, de ce nu mi-ai luat? Mie trebuia să fă de puga cu a... Vai, mulțumesc, pleacă, fă de aici, dă-te morții, mă, ti-ai dat la mar și morții, mă. Dă puga, final, mă, tare. Ești cu zrasa, mă, tică, nu s-a nicio puga. Mamă, mi-a luat colieră. Fă daci. Danelo, ascunde-l în pizdă, fă, că vine poliția, dracu, n-auzi. Dă-mi vina pe copil, da, fă. Unde poliția, idiotul, dracu? N-auzi, fă, că s-aude. Danelo, ia vină fă încă. Bravo, copii. Hai, mă. I-a luat ei cadou și mie nu, da? Stai, fă, că ce-ți fac cu din pielița. Să te pun pe ea de mâine. Ești mândru de noi, tată? Da, mândru. Foarte mândru. Are tata pentru voi o surpriză după... Da, da? Nu e nimic. Ascultă. Fă, lasă-i punga. Fă, date în gâtul, mă, nu pui tu până pe punga. Stai, mea. Stai, fă, că da, vorbesc cu un pielițați ăștia aici. Lăsați-mă un pic. Mea, o să cântăm după ce te să bate femeile astea, cântăm un cântecel împreună. Vă învață tata un cântec, da? Da. Bine, așa.
Fă, nu vă mai bateți pe cadou, că l-am dat lui Danela. Danțo, ce faci? Nu vede asta nimic, e punga mea. Păi, e punga mea. E punga mea. Fă, stai, fă, și tu cu pielițații ăștia să fumezi și o țigară, că nu mai pot. Stai, Danțo, că ți iau și ție un colier. Stai cu ei, mă, nu mă interesează de copii. Danela, copilul, fă! Unde? Gabriel! Tu te ai grijă de copii. Hai, fă, că am eu grijă. Gabriel! Haideți! Pleacă, 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 pleacă! Da, da! Filozora se poate? Cine? Da! Fă! Fă! A venit poliția! Tanțo! Tanțo! Vino, fă-n cu-a! Fuga la poia, fuga la poia! Da, na, na, ține-o, ține-o! Fuga la poia! Ține-o, ia fă pung. Fă pleacă de aici că nu iau nicio pungă. Da, fuga, ți-am dat-o, nu iau, fă pungă. Taci, fă, taci, fă, din gură. E garda, fă. Fă, nu vă mai certați pe cadou. Bravo, Gabriel! Mă, ce fac cu asta? Taci, fă! Bravo, Gabriel! Vai muri. Pa 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 pa. Vine dracu, nu pot să sar. Fă, veniți în coafă, tățicu. Tanțo, vino, fă, coa, că ne ia garda. Intră aia, coa. Haide, fă, că să încercăm să fugim pe aici. Veniți în coafă. Fă, sus, jos. Unde fă? Hai să fă, să sărim pe sus. Fă, scuipe, scuipe, scuipe. Unde mergem? Hai sus. Imagina. Nu, fă, că ne vede, dracu. Hai jos, hai jos, hai jos, copil. Haide, haide. Mă lași să intru? Hai, ce fai în casă, hai, vezi. Fă, descalță-te, Tanțo, că ai spălat pe jos. N-am găsit nimic, trebuie să verificăm mai amănunt. Ați prechiziționat tot? Stai aici că nu ne vedem. Ce prechiziție să fie mâncățiși? Uite, dacă ești cu minte, promit că-ți iau Bobo. Vai, să trebuie să zicem că tu nu... Mamă, ce urât vorbesc. Ți-ai luat-o, fraie. Hai, fă, vină-o, fă. Ce vrei, mă? Sunt copii, n-ai să le fac. Hai să ne facem... Vină-o, fă, cu a... Vino fă în coafirea aia, dracului! Vino cu ce că ieșim pe când intră ei. Vino cu când iese, intrăm noi. Când intră ei, intrăm noi și noi, fă! Mă duc la mașină, mă duc la mașină să iau... Olo! Haide, fă, repede! Urcă, fă! Băi, ei, alo, 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 alo! Afară, afară! Mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus, coboară de mașină! Coboară de mașină! N-am furat eu, împielițații au furat. Coboră jos de mașină. Mâinile pe mașină. Fă, ți-am spus, fă, să fii mai rău. Mâinile pe plafon. Mâinile pe telefon, ai spus? Plafon. Pe plafonul mașinii. Gata, am pus. Ce ăla? Hai, colegi, încă. Să mă prezint. Vă vedeți de acolo? Vă vedem, vă vedem. Domnul, lasă mâinile jos ca să te încătușez. Bună seara, chestor, general Grigore Maniu de la poliția de Los Santos. A fost raportat un furt la magazinul de bijuterii. Lasă mâinile jos. Și e vorba de un culier de 24 de carat. Da, domnul, domnii lasă mâinile jos, te încătușez. Bă, nu e cătușeam, e la să-i pic. Stai puțin că am aici, uitați că am aici în ăsta. Factura, factura, factura. Urcă, fă. Factura? Factura. Ăștia, cum îi cheamă? Ori în față, ori în spate. Factura. Asta.
Oprește motorul, scoate cheile și pune cobor. Gata, acum, acum. Da, mă, lăsați-le jos. Ce vrei, fă? Uite-te în ăla, pe locul de-ndreapta. Fompi, Fompi, urca aici și uită-te. Fompi, urca aici și stai, fă, că ne omoară polițaii, nu dracu. Nu poate, nu poate. Păi iată-te jos, să te abrațe. Să se uite. Avem aici actele mașinii. Imediat. Lasă că uite. Dar nu am nevoie de actele mașinii. Pe mine mă interesează. N-avem nevoie de actele mașinii, domnișoară. Ce anume vă interesează? Mă interesează să văd ce o factură de la colierul de 24 de carate cu pietre și cristale Swarovski, valoare de 100 de mii de lei. Acum o căutăm, caută fă-n torpedou. Înțo, caută fă-n porbagaș, fia dracu de proastă. Eu luase un acum minut, căutăm în torpedou, caută fă-n torpedou ăla. Pune pe fita, fă să caute. Tifi mea. Mă dor ochii, bă rău. Ia, uite, uite, ia. Caută acolo. Ia-n brațe copilul Tanța. Ia fă copilul pe pulă. Hai că mă uit acum, uitați aici. Uitați acum. Da, da, uite acum căutăm. Pescu. Bă! Hai că căutăm. Pleacă, fă de aici. Ia dracu de proști, dracu de imbecil. V-a luat 70 de ani să intrați în mașină, dobitocilor. Da, proști rău de tot. Proștilor. Înjur pe tactul, că tactul a făcut. Înjur pe tata? Gabriel? Căută poliția acum. Sibel, tu înjur pe tata? Bravo, fă! Unde? Dași că bate-l pe vene. Am bapul la mașina asta, cine a luat-o? Aoleu. Aoleu, mami, dar de ce nu urmăresc? Sibel! Ai furat colieri, idioata, dracu! Sibel! Da? Mi-e frică! Mi-e frică? Uite, vine după noi, mami! Taci! Nu vine după noi! Să mi-e sugeți pula! Nu, muie... Pune șosetelul ăla în gură, pune șosetă că-l omor! Zi așa, Gabriel! Muie, garda, crede că ne-a luat banii de cuie! Muie, garda, crede că ne-a luat banii de cuie! Și tu, Sibel, acum! Nu cumpărăm, plantăm, deci muie! Fă-l! Dă-i fă că ne prinde miliția! Dai acolo dumă tu dacă ești așa... Du-te, dreacu, fă de retardata, dreacu, îți bag pula în gât să behăi! Fă-i trece la hotel, uite la hotel, uite la hotel! Bag pula în gât să behăi! Ce hotel, fă? Să faci cap... Că stop, fă-nu! La casa de copii te dă, dacă nu ești cu minte! Casa de copii acasă nu e acasă, știi ce zic? La Speranța, acolo! La Speranța? La Speranța că o să mor mâine! Pierdem pe autostradă, ușor! Ușor, ușor, da, da! Îi pierdem la tine, în pizdă! Tactul! Încape la tine acolo... jumătate de batalion! Taci, fă-te în gură, fireat. Fă, așa vorbești cu fimea, futu-ți morții, mă, ti-n gât. Fă, fita, că e fimea. Fă, fireat, dracu să fii. Mamă! Boccio! Bruto! Sibel, cum făcea tanti Mia Khalifa la telefon? Aaaa, nu mai faci așa, copii, că nu-i frumos. Ba da. Stai, fă, unde te-ai băgat, sub pod? Fă, tu vrei să ne futem aici? Am oprit farurile, logic că nu ne-a văzut. Hai să luăm pe jos, mami! Hai pe jos! Fă! Ce drăști? Lasă și tu ușor clanța aia când vorbești cu copii. Fă! Copilul! Ia-o repede pe Sibel! Ia, vino cu ați! Fă! Hai că mai e poliția! Sibel? Da? Ne, nu! Nenea, cum te-am învățat eu să spui? Nu! 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 Bip, 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 bip! Nu! E cu bip, e cu bip!
cu garda, cu... Am înțeles, am înțeles, deci așa... Lăsați copiii jos. I-am lăsat, Sibel, stai cu minte tata aici lângă mine. Și vă întindeți pe burtă. Asta educație, mă, pe burtă? Pe burtă? Maxim, mă pun în genunchi. Doamne, am zis pe burtă că nu vă executăm. Domne, nu, dar pe burtă e disip în mitră la țâțe și na. E, și ce, dar nu mai pot eu. Aia, eu pot. Frumoșilor. Da. Nu am apucat să stau de vorbă cu voi, să-mi termin tot speech-ul ăsta. Nu, că noi n-am fugit. Și da, tac, tu nu zici, fă nimic, futu-ți morții, mă, ti-n gândă, copil prost. Mamă, să moară băiatul meu, ce cine sunteți? Dar nu că zic, dar întoarce-te. Pune mâna la urechi, să nu vezi nimic, Sibel. Colegii? Nu eu! Mă, nu mă... Bă, ce dracu stă ăștia, mă? Dracu ești, mă, ăsta, ce ești, mă? Laura? Ce se întâmplă? Mă, veni Halloween-ul mai repede, firea, dracu, hai pe burtă, mai repede. Bă, ia pe burtă. Lasă urmă jos! Eu zic să lăsați armele. Colegul ăsta zboară, bă! Ăsta zboară, bă! Să termine jos. Nu e glumă. Bă, ce stă ăștia, mă? Adică ce-mi fula mea, bale? Lăsă urmă. Păi satana că mă lepă de tine. Mă, ce pula mea! Băi, m-a lepădat de satana. Ce pula mea sunteți voi, băi, dragilor! Liniște! Sibel, pune mâna la ochi să nu auzi. M-am bășit eu, pare rău, da, da. Bine, David Beckham. David nu-s pasă, tat! Ba da, Gabriel! Ce să facem noi cu voi? Colegii, mi-e frică, colegii, ce e ăsta cosplay? A venit cu iconul. Bun, acum este partea de roleplay. Nu vreți voi să vă dați haine? Cu demoni. Puțin. Așa că fiți și voi liniștiți, da? Chiar dacă nu înțelegeți anumite chestii, trebuie să înțelegeți că partea cu demonii vine din live-ul lui Izabela și lui Danela. De-aia noi ce nu știm exact tot. Înțelegeți? Ce frumos sunteți voi. Bă, de ce ne-am dat hainele jos? V-ar sta bine cu un glonț în cap. Bă, sperii copilul! Îmi suși pula! Nu mai zici așa, că s-ar putea să o spun. Laura! Ce se întâmplă? E Laura, știam eu! Din momentul ăsta, da, vă uitați tu. Iar vorbește asta cu jumătate de urmă. Iar orice mișcare pe care o fac, o face și voi, da? Frumoșii mei. Da. Ah, Doamne, ce-mi place de voi, Doamne. Primul lucru pe care vreau să-l văd, dar așezați-vă așa, vă rog frumos, în linie. În linie. Mușul la fel ca voi. La partea cu supernatural. Ia uite, Doamne, Maica Domnului. Sunteți atât de frumos și atât de slab și de proști. Aoleu. În linie, puiu, nu te zbate. Poliția, rămâne, Laura. Acum mi-aș dori să vă văd așa cum dansați. Mă ajut cu o melodie, te rog. Vă țineți după mine, da? Eu da startul. Poți să mă țin și eu? Continuați. Iată. Da. Haide, pune melodia, te rog. Așa, așa. De ce dansă, colegu? Băi, am zis să dansați toți. Continuă, pune melodia din nou, te rog. Azi că am eu altă melodie pentru ei. Să zici că s-ar lua prin tot azi. Ham, ham.
Hai să facem 5.000 de like-uri, let's go. Se vârlește dacă-l chem. Pe ciolan se aruncă gem. Din privire parcă-ar spune, stai să vezi că-l voi răpune. Azgribe e mânios. Azgribe e mânios. Nu răzbește cu nos. Nu vreți voi să lătrați? Puiu, puiu, ia lătrați un pic să vă cum lătrați. Așa, 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 doamne, pentru cine nu înțelege, vă explic eu rapid. Deci au apărut chestia, demoni. Vă comenți pentru ei? Poftim? Pardon? Să suși pula, vreau. Lui Fonfi, da? Da, preferat. Vreau să-i văd așa cum face twerk. Și pula, fă urât-o! Ia auziți, faceți twerk. Haideți. Twerk pe melodie. Deci fiți atenți, pentru cine a înțeles. Laura este regina la demoni, la tot ce înseamnă cu demoni. Și a apărut ea și controlează pe polițai. Și practic, până magie, ea îi face să facă ce vor ei, ce vrea ea, de fapt, pe polițai. Și ei se supun. Hai, lătrați! Așa, lătrați, lătrați, lătrați. Așa, lipiți-vă curul. Doamne, doamne, așa pe itai. Șefa, șefa, șefa. Șefa, șefa, șefa. Pune să facă, șefa. Să facă sex, sex. Din privire, parcă te iubesc. Să vezi că-l voi răpune. Azgribe e mânios. Așa, puii mei, așa cum ustețile mele. Danelo! Dar știi ce mai vreau eu de la voi? O cunoștiți? Știi ce mai vreau eu de la voi? Dar înainte de toate, ăștia mici au voie să privească? Ăștia mici au voie și să atingă? M-am dat mie, Califa! Da. Eu i-am pus! Și ce că eu eram dracu în persoană, dar copila asta o să-mi ia locul când va crește. Laura! Da. Vreau să vă văd cum vă iubesc un pic între voi. Eu îl vreau pe ăsta cu pantaloni mulați, să o ia și să o ia și în gură și în fund. Hai băieți, ce vreau să te cune cu... Te învață tata o poezie după. Onoarea să fie un pic așa poștit. De ce facem asta? Băieții, vreau textila jos, chiloții, hai la gaură cu toții. Tati, pe lume nu mai te învăț și pe tine, băi, împielețatule. Laura! Puii mei, da, jos textila și... Laura! Pula-n cuvăr din aia, așa. Ești frumoasă! Jos textila. Bă, dacă eu o fut pe Laura acum în forma asta. Și ai demon. Ce scoate pe pizdă? Lilieci? Sau cum o să arate copilul meu? Vezi mă că îți spune că ești frumoasă. Eu sunt frumoasă. Da. Și tu o să fii la fel de și frumoasă. Și ce curare. Și mai frumoasă. A. Ia uitați-vă ce-i dă lui ăla, băi. De ce uite așa? Vrei și tu? Sfinte ca tot, nu ai nicio dorință pentru ei? Eu. Da, da. Acum, până nu-i omor. Asta e dorința mea. A zis corp, of. Sibel! Ia la te-a făcut țelulețul. Sibel! Da? Mamă! Ce frumoasă! Tu? Dar la ce te uiți? La tine! La mine nu cred că... Laura! Iară te uiți la pizza mea? La tine! Spune, Fonfi. Știi că ce grijă am avut de împielițați ăștia? Să mor eu, mă pregătesc pentru tine. Pentru mă, da, te pregătești. Laura, știi eu, te iubesc mult, da. Când te dai la el. Dar bine, nu șefa, la el. Păi nu se dă la mine, fă, că e a mea deja. În visie. Futu-te în gură, mam. Fă aia vină cu afirea aia, dracu, de înger obosit. Cum adică tu te dai la ceartă? Că e al meu nebun, am acte, e pe numele meu. Ce, eu acum umblu cu cioara vopsită, nu? Să latre, îl rog eu frumos. Hai. Hai latră.
Urlă! Hai cu tu! Cam. Așa, așa. Mai cu vlagă, mai cu vlagă! Ia zi, Tanțo, eu am venit aici ca să-și omor, adică... Da, așa! Omoară-i! Omoară-i! Unde este Sibel? Sibel? Sibel! Sibel! Copilul tati! Unde ai fost? Sibeluț! Sibel, hai cu tata încoace, nu mai puci! Să nu mai pleci, fă, futu-ți Suzeta, mătii! Sibel, te iubești și pe tine, mă, dar tu ești Sibel. Băiat, ai pulă, tu no, trebuie mamă, să fii mai... Na, mai tare. Mamă. Secretul nostru, ai promis. Da. Sibel? Da. Dacă mai pleci de lângă mine, o iau... Fofăitule. Ce vrei, bă? Lăsă copilul în pace. Bă, e copilul meu! Da, cu ei s-a futut zrasa, mă, din gât. Dar al cui e copilul ăsta până la urmă? Al meu! Dar țin minte pe copilașul ăsta. Asta e ăsta mic cu Cotabiță, Gabriel ăsta. Ah, și ăsta mic cu Cotabiță al cui e? Cred că tot al lui Danela. Mamă, știu pe cată dacă mulțești trebuie în câine. A fost Cloșca, a căzut pe ouă, știi ce zic? Sunt al tău, tati. Al meu ești? Al meu, i-auzi? Mai aveți nevoie de oamenii ăștia sau putem nu, să... Nu, poți să-i omori. Auzi, Laura, dacă e cu iertare, poți să te întreb ceva? Nu. Întreabă-mă. În starea actuală, dacă te fuci și facem un copil, o să iasă Liliac? Mă întreb. Batman? Da. Liliac? Am întrebat. N-o să vă futeți! Dai seama, am... Cum fața nu mă fut, că-ți dau și un capac în gură. Tanto. Așa cum te fut cu ea. Uau, iubirea a dat în mine. Copile. Care iubire, mă, că eu sunt iubita ta? Mai Laura e iubita mea. Mai dă o dată, mai dă o dată, Tanto. Așa, de final, vă rog, omorâți-vă între voi, vreau să vă văd cum muriți. Wow. Pune mâna la urechi să nu vezi. Fă, ia copilul, fă! Gabriel, hai cu tata, vino cu acă, nu trebuie să vezi tu așa ceva. Fă, Daniel, o mamă denaturată, ce ești futu-s morții, mătii, în gât? Taci în gâtul, mătii, de prostul dracu. Păi cine a făcut, fă, copil, eu sau tu? Du-te, dracu, de aici, dacă ștoarfa, dracu, curvă penală. Și am așa, bă. Te-ai futut cu jumătate de oraș, firea, dracu. Gabriel? Doarme, Gabriel, e în somnul de veci intrat. Te speriu? Da. Da. Unde te duci, fă? Sibel. Asta nu știu unde se duce. Da, spune. Ce-am văzut acolo când mi-ai arătat mie? Ești ce mi-ai arătat acolo tu, mami? Ți-am arătat? Da. Iar nu pot să opresc muzica. Unde-i tanța? Păi știu eu unde-i tanța? Lasă că mă duc eu după ea. Du-te după ea. Gabriel! Da, bubuie. Stai aici, tata, da? Stai cu tata aici. Ți-ale dracu să fiți că m-a lăsat singură. Fă, copilul e o prima dată. Stai că te ia tata în brațe. Vine aici la tuși. Ce tuși, fă, ai, du-te, dracu, de aici. Tușitoarea, dracu, de tușitoare și tu mai ești tuși. Du-te, dracu, de a, dar e bug, mă, ceva, că nu pot să-i dau cu Q-ul. Ia-uzi! Am muzică la radio, da. Și eu am, fă. Am avut. Eu nu mai am. Am avut multe femei, nu mai una și una. Dar niciuna dintre ele n-o sugea ca lumea. Asta tot duge Laura. Da. Mâncai lista lui Laura. Ia să vezi, Gabriel? 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 Da! Ți-a plăcut de doamna aia vopsită roșu? Foarte mult. Aia e gagica mea. Minte, minte, că eu sunt nevasta lui, că eu sunt pe acte. Nu, e adevărat.
Ba Sibel, da, bate-o actele. Da? Cu cine vrei să rămână nenea, să fie mami tău? Daniela. Cu Daniela? Da. Ce? Fă, Danelu. Nu. Ești mama la copiii mei, cumva. Fă. Că da. Ușor, fă, că sperii copiii. E speriatul destul. A, ești prasă de puț. Hai, facem și noi 5.000 de like-uri, chat-ul, let's go. Ușor, fă! Gabriel, stai cu minte aici, stai să te lasă tata jos. Da. Așa, bravo, copil cu minte. Mulțumesc. Să ai grijă de suriola ta, da? Da. Fă. Sibel! Stai că te-a promis nenea Fonfi că te învață o poezie, da? Ia fii atent la mine. Ți-i zi așa. M-a zis mama să mă duc. Pe centură să mă fut. Pe centură să mă fut. Fiindcă ea mi-a luat Dalin. Fiindcă ea mi-a luat Dalin. Cel mai bun și cel mai fin. Cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a spus deschide gura. Că pe acolo intră pula. Că pe acolo intră pula. Și când gura am deschis, nu m-a usturat, v-am zis. Și când gura am deschis, nu m-a usturat, v-am zis. Bravo, bravo, făi. Stai, fă, de ce dai? I-am promis că o învăț. Stai, făi, Danelu. De ce dai, fă, Danelu, bine? Stai, fă, și tu. Pe tine te înțeleg. Dar pe Danela, de ce? Copii, să stați cu bine, da? Îți place suzeta mea? Da, și părul tău. A, uite, face, împliniți suntem. Doamne, cât de frumos ești. Mie îmi place suzeta ta, îmi dai mie suzeta ta. Fă, Danelo! Fă-i tanțu! Pleacă! Mamă, fă! Te rog, mami, lasă-l puțin, dorm cu el! Nu vreau! Lasă, fă, copii să doarmă împreună! Danelu, lasă copilul acolo. Alo, mamă, dacă pe joc e așa, dar în realitate cum o fi, mă, cu copilul? Bine, Danelu, fac ce vrei tu dacă îi lasă doarmă împreună și pe ei. Liniște de plină. Bine, fac liniște de plină, nu mai zic nimic. Hai, duceți-vă tati sus, hai, pupați pe tata aici. Așa. Bravo, vă iubește tata mult în piele, stați-vă. Suzeta ta frumoasă, îmi place suzeta ta. Și mea ta. Da. Vrei să dormi cu ceva? Da. Vrei să dormi în unul cu altul? Știi cine-i Tudorel? Tudorel Stoica! La Steaua 86! Ha! Tu. Deci da, stă-mi băga mea și pune-a în gura, dacă-ți bagă ăsta în cur. Stai, fă, că întreba copiii. Da! Fă, dormim cu tanța? Cu Daniela? Hai, că am niște treabă. Fă, fira! Era aia, dracu. Stai, de stai, fă, da, aici, că-mi flexam și-o mușchii. Fă, ia-te și dă-mi pe canapea. Hai că te aude. Doarme cu mucii pe piept. Hai, la margine, că eu dorm în mijloc. Hai, bine, fă. Vă fut ca pe domino. Hai, pune-i dracu capul jos. Hai, pune capul pe periniță, puiul. Daria! Daria, te izbesc, mă, mamă, ce rea ești. Iosif? Doamne. Gata cu roleplay-ul. Sper că v-a plăcut.
Mamă, două ore am stat aproape. Ok. Uite, bă, Andrea, cu ce face, bă. Oprește tanțul ăsta, că se vede pe live. Forță live-ul? Mă bucur. Bă, îmi pare rău că ne-am încurcat acolo puțin, dar cred că am salvat. Ok, a fost ok. Da, mai stăm live, o să deschidem niște cutiuțe. Dar să facem și noi 5.000 de lichine prima oară, băieți. Ai salvat totul că tănțica a uitat oricui. Ei, nu-mi contează, se poate întâmpla oricui. Bă, îmi pare rău, a fost super, super mult porn azi. Dar... Două secunde. A fost un, mai mult porn astăzi, dar... Gen, just for fun. O să ne mai spui și nouă poezia? Ce poezie să vă zic, mă? Le-a plăcut la toți, mă bucur. Neamțu, mersi mult de euro, Broco, mersi mult de euro, Ionuț. Te pupă, fratele, și Neamțu cu 5 gogoți. Dar sper că n-am ratat pe nimeni, ia să vedem aici. Andrian, Cătălin, mersi mult de 10 lei pe Super Chat cu mesajul Murim. Alexa, bine ai venit la membru Conac, și Raluca, mersi mult de membru Conac. Pop. Ia zi, mă, ce vrei să deschidem? Ce cutii vrei să deschidem azi? A fost foarte fain, mă bucur. Poezia cu Dalinu. Mi-a zis mama să mă duc pe centură să mă fut, fiindcă ea mi-a luat Dalin cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide gura că pe acolo intră pula și când gura am deschis, nu m-a usturat, v-am zis. Așa. Bă, încă n-am scos cuțitul, l-am în cont. L-am aici. Mai durează puțin, îl vedeți aici. Avem, hai să ne uităm la giveaway. Câte zile mai avem până se extrage giveaway-ul? Vedeți că avem un giveaway online pentru noi acum, pentru toți urmăritorii. Mai sunt 5 zile și 51 de minute până se extrage. Aveți un cuțit de $102 aici, un M4 Neon Noir de 40 StarTrak, un Asimov și un Hyper Beast. Un total de $100. Tot ceea ce trebuie să faceți, o să vă dau link în chat acum. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă încărcați contul vostru cu referalul meu, adică codul Conacu, și să dați share pe Facebook la giveaway, da? Deci vă încărcați balanța cu minim $5 pe site pe care puteți să faceți ce vreți cu ei să jucați cu codul Conacu și dați share pe Facebook la giveaway. Așa, nu puneam asta cu share-ul, dar na, trebuia. Nici nouă copii, adică. Luăm mănânci. Bă, nu mă duc după ceva anume. De fapt, cred că m-aș uita, dar mă uit să facem un butterfly. Mai șmecher puțin. Mai șmecher puțin, dar nu caut să-l scot. Pentru că v-am zis, trebuie să mi-l plătesc eu dacă îl scot. Că eu mă joc sponsorizat. Așa că ne uităm după un butterfly, două secunde. Cu cine să rămână fonfi? Nu știu, vedem. Dar vedeți că sunteți un pic mai leneși cu like-urile astea. Ia să vedem dacă am schimbat și noi prefixul. Am făcut și noi 86.000 de abonați. Sau sals. Ne mai trebuiesc încă 200 de abonați, mă. Ce facem? Hai, apăsați toată lumea butonul de subscribe. Cine nu e subscriber, acum să apăse. Chemați-vă și voi, prietenii, vecinii. Ia să vedem ce avem aici. Butterfly. Deci avem ultravioletul ăsta, la 323 pe care îl avem. Ia să vedem, unul dintre cele mai scumpe. Bă, care e cel mai scump? Butterfly Fade-ul ăsta, Factory New. Să încercăm să-l facem astăzi pe ăsta, mă? Dar v-am zis, dacă reușesc să-l fac, nu-l scot. Nu, uite, încercăm să facem la 1500. Un Marble Fade ăsta. La 1500. Mersi, Sergiu, te pop. Hai să scriem pe chat cât de multe bate tanți. Ah, ok, am văzut. Cine sunt copiii? Izabela și Poca au fost. Bun. Let's go. Ok, bun. Let's go. Hai să facem niște upgrade-uri.
Bă, ba da, ultraviolet o să-l plătesc, frate. Dar mi-l țin pentru mine, scut eu, să mă joc eu pe live-uri. Îi dăm un șansă lui Jaxi astăzi, mă? Hai să-i dăm niște cutii la Jaxi. N-am făcut eu, mă, roleplay-ul. Izabela l-a făcut. Izabela face roleplay-ul. $100, tu da upgrade, ia să vedem. Nu mă joc astăzi, mai deschidem 20-30 de minute, niște cutiuțe și după aia o să vă las. Ce bun era asta de 1000. Tati, fu-te în gură, poca. Era bună la 2000. Chiar și mie mi-a plăcut roleplay-ul. Bă, da, sunteți un pic haine, hai să vă zic de ce. Deci ați fost, m-am uitat, o oră 45 de minute la voi pe chat. Erați, mamă, râdeați, chill, n-avea nicio treabă. Bă, 5 minute de demoni au fost. Gata, mă, mamă, nu înțeleg nimic, wow, bă. Bă, de ce sunteți bagabonți? De ce sunteți bagabonți? E frumos așa? A bătut TV-ul în perete, da. Da, da, da. Las că v-am explicat eu care a fost treaba cu demonii. Și de ce nu înțelegeți faza cu demonii? Eu am încercat să vă zic, chiar dacă am ieșit un pic din roleplay acolo, adică vorbeam pe chat, dar voi, ei nu auzeau. Ideea în felul următor. Izabela face roleplay-ul și îl continuă Daniela și eu în general, dar eu nu-l continu la modul să fac altceva în plus. Eu maxim intru la roleplay când îl fac ei să-l continuăm. Adică nu adaug eu ceva. Și ca să știți povestea cu demonii, cum e cu tot, ar fi trebuit să urmăriți live-urile lui Izabela și după aia lui Daniela și după aia și la mine. Deci gen, e continuitate pe mai multe live-uri și de aia nu înțelegeți mulți. Că, na, nu putem să începem un roleplay și după aia să zicem, stați, acum vă explicăm de ce ăla e așa. Acum v-am explicat eu ca să înțelegeți puțin totuși, da? Dar v-am explicat rapid, gen, a venit Laurica care, na, pentru noi, cu demonii și i-a făcut lui aia cu magie. Dansați și i-a omorât. Simplu. Când va reveni totul la normal, adică ce fără demon sau de-astea sau ce, la ce de fel? Băi, am încercat să mă discut, încerc pe fiecare live acum, na, nu știu ce așteptări aveți și voi. Eu am niște așteptări de la mine. Eu încerc de la fiecare live să-mi iasă tot ok și să meargă totul strun acum. Cum mai faci live cu roleplay? Zilele astea. Ia să dăm un 10x, mă, nască. Mamă, am zis că intră pe 10x. Deschide una de aia de 400. Hai că deschid una, Dominic. Dar mă duc la râpă repede. Bă, să mă înscrieți la roleplay, da? La roleplay, da. La giveaway. Mai sunt 5 zile. Luasem 5x-ul. Hai să deschidem o cutie de 400. Dar mă duc de râpă, bă, dacă mă arde Dominic, te înjur mult rău de tot. Ieri am luat ce am luat, unde era? Ah, dar nu, ia uite-l și pe stres, o luat și el cutie de 700-800. Mamă, meduza. Iau și o meduza acum. Hai, o cutie de 400 de euro. Bac pula în gât, Dominic. Mama, am pierdut $300 într-o dată. $320, $310.
Bă, mi-am făcut toate planurile, mă. Lasă-mă, mă, Dominic, cu cutiile astea. Vreau să fac upgrade-uri, acum am 500 de dolari. Arăți ca lumea acolo. De ce, Timi, ce-a pățit? Bun, hai să facem 100 din ăștia, să-i vândem, să ne revenim un pic la normal. Oh, mi-a stat un pic inima. Și acum un 2X, să meargă, facem 100. Gata, mă, a blestemat. Deci fiți atenți aici, nimica nu mai îmi iese acum. M-am luat eu după Dominic. Aduceți-mi aminte, chat, că mai e Dominic pe live, când mă joc pe Hellkiss, îi dau 300 de secunde într-una. Dar și eu am luat de vreo 2000 și ceva skinuri pe site. Dăm un 5x, ce să-i dau direct. Haide! Bă, Sirex, dacă spamezi într-una cu cine o să rămân, cu cine nu o să rămân, eu vă pun pull-ul ăla ca să votați și voi acolo, să văd și o părerea voastră, ce aveți în cap, ce vă place mai mult, dar nu eu decid asta. Ah, mă, că merge pe 2x-uri în continuu. Ah, să stăm pe upgrade-uri de toți bani. Haide, mă, mergi și 2x-ul ăsta. Ai paguba pe capul meu, bă. N-am, frate, de unde îți dai o culoare de păr. Mamă, cum arată și părul meu. Hai că-mi dă cutia asta o pulă. Bă, știu unde mă bag. Mă bag aici la fade-urile astea. Pagubă direct, bă, nu mai dă nimica, nu mai vezi. M-am luat după el. Are, a făcut o reacție la video și s-a văzut niște sânge. Sorry, bro. Da, cred că rezolvă. M-a blestemat tanța. A vorbit gură de babă, Dominic. Și mi-a dat și pagubă de 300 dintr-o dată. Că după ce nu mai... Dacă aveam 2000, care e capitala României? Chișinău. Bă, nu mai bine vă fac un giveaway, mă, decât să-i pierd, că-i pierd. Nu mai îmi dă nimic acum. Mai bine mai fac un giveaway, dar oare pot să am două deschise? Pot să am două deschise, oare? N-am mai lucrat nimic la terasă. Aici ne stăm la stresul, are unul deschis. Nu, cred că trebuie să ai... Cred că maxim 1. Nu, nu vreau să fac un vlog doar cu fonfi. Chelu, mersi mult de membru, de pop. A, face pe culori? Păi ce, dă toate premiile la un om? Bună, Adelina, bună. Bună, Justina. Salut, Vali 13. Bă, ia să deschid eu, mă, la AVP-uri. Poate îmi pune Dumnezeu mâna în cap la AVP-uri azi. Ia stai așa că n-am mai deschis la AVP de mult. Unde sunt AVP? Deci nu m-am jucat deloc cu aia din banii ăștia. Unde erau alea cu AVP? Tare melodia asta.
Bă, ce dracu, mai văd AVP-urile? A, uite aici. Să vedem, poate nu și noi ceva la VP-urile astea. Ce a dat, mă? A dat un fade cui? Lorango. A dat un fade. Măcar ăsta a dat 300 să le iau și. What? Am așa dat puțin dat. E rărăită? Nu știu, zic că vorbește cu porția. Probabil da, e rărăită. Bă, deci ar fi mă cel mai bun? E Meduza care e 2000. Mamă, Desert Hydra 1600. Fade ăsta care e 800. Și Lightning Strike e ok. Și ăsta poate să fie bun. Dacă mi-l dă cu un branch. Onitanji. Și Wildfire ar fi. Hai că deschidem până la final la doar la astea. $5300 de lecuri. Let's go! Cât de curând facem live cu FiveM? Acum nu știu, să vedem. Aștept să-mi zică Iza. O să programez live oricum. Hai Massimo, vă stau mâncat. Bă, scangherlă. Mai deschidem? Ai curat să-i o sun pe Laura și să-i zici cu vocea lui Fonfi că o iubești? Crețule, te-am văzut de mai devreme. Lasă așa că e mai bine să nu vorbești doar să te uiți. Ia un ban permanent. Hai să curățăm puțin live-ul. Salut Marcel Brazilianu. Pe 23 sau peste 2 zile. Ce se? Bă, cred că zilele astea facem. Bă, dar nu dă nimic. A dat ăsta, mă, cred că pula calului, că poți să mai dai și cutia asta. Dacă a dat, cât e o cutie? 4 dolari jumate. Și a dat skin de 900 la unul. Ce să mai dea? Deci astăzi Dominic este principalul vinovat și data viitoare când deschidem cutii pe site, să-mi aduceți aminte când îl văd pe Dominic când scrie pe chat, să riți pe el și spuneți direct ban Dominic, ban, 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 să-l ținem mai 300 de secunde, că a venit el cu pagubă și am pierdut direct toți bani din cauza lui. Deci când îl vedeți data viitoare, țipați pe mine. Săptămâna următoare e ziua mea, pe 28, practic luni, da, dintr-o săptămână. Omule, te susținem tot ce faci în fiecare seară când faci live și nu stau la PC, mă pun în pași, mă uit la tine și râd mult. Te pup, te pup, arege. Hashtag Dominic Paguba, aia zic. Da, astăzi nu m-am jucat, nu știu ce căcat. Am deschis-o pe aia de 400, am făcut upgrade-urile alea repede și au rubat fără bani. Ți-l iai de pe acum? A, la 90 de subs, live de 12 ore? Nu, o să fac un live de 24 de ore curând. Nu știu când.
O să-l anunț eu. Nu la 9 zile, ca. Da, nu ne-a dat nimic, ca. Trebuia să pușez eu cu cutiile astea, dar... Mai avem aici niște skin-uri de-astea micuțe. Mai avem o cutie de $3. Ia să vedem. Mamă, ce m-am dus de gârlă pe... În seara asta, cred că m-am jucat 10 minute de toți bani. A fost ceva mai rău ca femeile, Dominic. Ai văzut și repede mâncă femeile bani? Da, am văzut. Raluca e Laura, nu e, mă. Ați greșit. Hai că mai avem $2. Ia să vedem, avem cutie de $2. Ultima cutie pe ziua de azi. N-avem de $2, nu? Deschidem un sand ăsta, stau eu la case battle. Ah, deschidem un sand, ia. Până avem de 24 să cunosc adevărații moderatori, de ce? Telegar, ce înseamnă telegar? Ia uite mă, nu mai am 10 cenți. Gata mă, nu mai bușez. $5,300. Let's go! Bă, vă pupă, fratele, o să vă las. În seara asta am fost pagubă, că am putut banii repede. Dar mă revanșez data viitoare. Adică ne jucăm un pic mai mult. Sper să scot și eu cuțitul ăla mai repede până atunci să pot să mă joc și eu pe CSGO. Sper că v-a plăcut Omegalul din seara asta. Am mulțumit că ziua ta e aproape. Mersi mult, să rămână mult. Ne vedem pe următorul event. Vedeți că am început să avem activitate și pe Conacu, pe contul meu mare. Scrieți Conacu pe tu și vedeți că am vreo 330.000 de abonați, cam așa, 337.000. Da, subscribe și acolo, ne vedem și acolo. Urmăriți-mă pe Instagram Conacu oficial. V-am osis pe România pe Instagram, Fonfoit oficial, pe TikTok Conacu, peste tot, pe unde vreți voi. Ne vedem pe online la următorul event. Vă pupă, fratele, vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper că v-a plăcut live-ul. La final, acum că voi sunteți ăștia care ați rămas la final, uite, doar voi știți. Deci ăștia de la final sunteți cinci mai șmecheri. După ce închid live-ul acum, intrați în cea mai amuzantă fază din live-ul de astăzi, îmi spuneți. Scrieți în comentarii acolo și să mă uiți și eu și să vă dau și o note. Hai, vă pup!